În acest episod am dat 1v1 cu Darius Cel 2012 la construit în Minecraft și am făcut concurs de casă de noob versus casă de pro. I-am pregătit și o surpriză mai neplăcută lui Darius Cel și nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți. Astăzi jucăm Minecraft din nou alături de Darius Cel, pentru că Darius Cel m-a adus aici, dar Darius Cel, spune-le o la oameni și mie că nici eu nu știu de ce m-ai adus aici, adică văd un perete, cred că vrei să construim din nou. De ce m-ai adus Darius Cel aici, că eu chiar nu înțeleg. Antenă, bă, deci fii antenă, prima oară mătura așa frumos, mătură. Păi ai mătura tu deja, hai, zim, ce cu casa asta? Ce? Concurs de construit, dar Darusel, cum adică mă se construiesc pe tine? Casă de nu versus pro, vrei să facem, Darusel, nu mai vrei să te mai trolezi sau să mă trolezi, am înțeles. Gata cu trollul, Darusel, deci fii atent. Am un sign aici și sign le pun la noob și pro, deci prima oară avem aici. Așa, ce noob și pro în dreapta și de data asta o să fie în dreapta, nu? Că până acum am fost în stânga, nu-i așa? Nu. Cum nu? Bă, alo, păi cum adică? Bă, Darusel, nu se poate așa ceva pe bune. Adică nu. Nu, fii atent, am eu o idee. Am eu o idee, dar să le cum faci. Ne fiți atent. În prima rundă facem amândoi o casă de noob și în a doua rundă facem amândoi o casă de pro. Ce zici de părerea asta, dar să le dă treaba asta, facem așa, dar să le. Bine, hai, dar să le. Deci mă duc eu în stânga, scoți ăsta. Prima oară scriem aici. Adică avem casă de noob, după avem casă de pro și facem tot așa, dar să le baftă acolo. Du-te la tine, gata, nu mai scrie, dar să le. Nu mai scrie și du-te și apucă-te de făcut treaba acolo, că na. Deci oameni buni, vedeți, facem case, trebuie să facem o casă cu dar să le, nu știu ce casă. Deci prima oară facem o casă de noob. Păi mă gândeam dacă ar fi să fac o casă de noob. Oare cum ar face un noob casă și eu mă gândesc așa. Bă, Darusele, du-te de aici. Când am zis de noob, ai venit tu repede aici lângă mine, Darusele, nu-i așa? Dar vreau să dau un cadou, vreau să dau un cadou. Ce cadou mai vrei, mă, să-mi dai? Ia, ce? Ia asta. Darusele, de câte ori mai dai, mătru? Hai, pleacă acolo, hai, că am nevoie în casă. Da, am nevoie în casă, am înțeles. Da, gata, Darusele. Sclavul e sclav, n-ai ce să-i faci. Bă, Darusele, gata, mi-am luat itemele cu ce o să construiesc și o să fac o casă chiar de noob, pentru că cam așa arată o casă de noob cu materialele pe care le-am luat, dar nu vreau să ți le zic încă. Darusele, trebuie să-mi zici tu prima oară, pentru că lumea nu vede ce construiești tu și trebuie să vadă și lumea ce construiești tu, Darusele. Treaba mea este perfectă, este cea mai bună casă, bă. Da, îmi dau seama. Casa asta este casa ta din viața reală, bă, să mor eu de bă, pe seama, tu de unde știi casa mea din viața reală? Și nu spune iar că ai camere la mine și că nu știu ce. Bă, eu am camere, uite, o văd pe mama ta cum gătește paste. Chiar este foarte adevărat ce spui aici, nu, bă, nu-l credeți, bă, Darusele, că vorbește numai tâmpenie, dar, Darusele, eu pot să zic că chiar mă descurc, fac aici o casă care chiar este de noob, pentru că noobii așa și fac o casă, asta chiar este o casă de noob, nu știu, să-mi scrieți voi în comentarii. Eu nu știu ce o să faci casă de noob, pentru că tu ești un noob. Păi, Darusele, da, ce amuzant ești tu, Darusele, păi, Darusele, cum să nu știu să fac o casă de noob? Adică, ce e așa de greu? Adică e ceva ce ar putea fi ceva foarte, foarte, foarte ușor, adică nu știu ce ar putea să fie atât de greu, Darusele. Păi, nu, noobii fac casă de aia pătrată, din lemne. Am înțeles ce casă faci tu, Darusele, bine că ne-ai spus acum ce casă faci tu. Deci tu faci o casă pătrată din lemne, dar să le am înțeles. Bravo, mă, dar să le ești lemnar, cum s-ar spune. Ai fost în pădure să culegi lemne? Nu, bă, dacă casă de astea făceam eu când eram mic și eram nap ca tine ca acum. Și acum ești mic cum ar veni și ești nap și acum cum ar veni, nu? Înainte aveam 8 ani acum. Bă, Darusele, dar mă gândesc ce și-ar face un nab lângă casa lui. Nu și-ar face și el o piscină? Ia, mă gândesc, sau ceva, un râu, un ceva. Eu asta zic că ți-ai face tu, adică să ne spui și nouă, Darusele, ce ți-ai face tu, pentru că eu asta o să fac aici. Eu mi-aș face cea mai o casă pentru cine ce aș face, bă? Pentru că eu fac o casă pentru cel mai nab 8 de pe lumea asta, de pe Minecraft. Ce, mă, faci casă pentru mine? Cum adică faci casă pentru mine? Fii atent, știi cum ne dăm seama cine e cel mai nou pe Minecraft? Cine face cea mai urâtă casă la casa de pro, pentru că acolo chiar îți dai seama, Darusele, și eu zic că acolo așa e, Darusele, pentru că tu ești foarte nab. Uite, facem cărare aici, eu fac și drum aici. Bă, nu te uita, n-ai voie să te uita. Darusele, te văd, nu te uita că e aici. Deci, atent, eu trebuie să fac aici niște chestii de astea, dar deja am... Bă, pleacă! Ce faci, mă, de ce te-ai cu TNT-uri, Darusele? Bă, ai o boală cu TNT-urile alea tu. Vreau să te sperii. Hai că mă sperii dacă e, Darusele, dai TNT pe bedrock. Ce s-ar putea întâmpla, Darusele? Pleacă de acolo, că dacă nu mă uiți la casa ta, iau că mă uit acum. Dau un ochi. Bă, Darusele, lasă-mă în pace, du-te, construiești acolo. Ce ai? Ai terminat de construit? Gata, vrei să nu mai construiesc eu sau de ce ești așa de fericit? Bă, Darusele, eu zic că e gata, asta e o casă chiar de noob, adică eu chiar sunt curios ce părere o să ai tu, pentru că părerea ta contează cel mai mult, fiindcă ești cel mai mare noob și te aștept aici, Darusele. Fii atent, aici plecăm. Ia uite frumos avem aici. Uite, cam și am măturat de la tine, Darusele, adică nu
nicio problemă, nu. Ce numai... iarbă, mă, ce cu iarba aia de fraier? Ce iarbă, mă? Bă, Tarasele, păi n-ai, tu nu, n-ai iarbă la casă, dacă ești nu, nu spui iarbă pe lângă casă? Nu, ia stai să mă uit așa. Bă, hai bă, Tarasele, să-mi vezi casa, că văd că ești prea nerăbdător, Tarasele, și vino repede, nu mai, dar bă, ce faci, mă, tu dai pe la flori, pe la alea, ia fii atent, dar... Ia uite, Tarasele, aici. Casa de nub, Tarasele, e casă pentru tine, ți se potrivește casa asta, e trăinia? Bă, ce casă de fraier ai? Hai, că, ce casă de fraier? Bă, ce faci, mă, cu TNT-ul ăla, Tarasele, mână? Poți să-mi spui și mie ce faci cu TNT-ul ăla, mână? Ce TNT, mă, uite, eu dau cu mătura. Ia și tu pânzele astea de pe Angel, pe aici, Tarasele, dai cu mătura. Bă, Tarasele, sunt toate glumele la o parte, zim, dacă tu chiar ai, da, vino să vezi și interiorul, că încă nu l-ai văzut, Tarasele, ce dai cu mătura asta în continuare? Ia, fii atent, ia, uite, Tarasele, îți place, mă? Ia, ce, Doamne, casa chiar că din, bă, chiar păi, și asta... nu ar avea angles. Uite, mă, nubu n-are așa ceva, nubu are așa ceva. A, da, mă, da, Tarasele, că își făcea nubu repede, așa, bine, mă, da, a, păi tu așa să faci, Tarasele, așa să faci, nu? Asta e casa ta. Da, păi, Tarasele, ai locuit în casa asta pentru o zi? Nu, băi, eu să mor, uci mic, eu o să mă sufoc. Dacă ar fi să plătești casa asta, să n-ai unde să stai și să trebuiască să stai în casa asta, dar cu un preț, cât ai dat pe ea? I-aș da, uite, atât ai dat. Bă, zi bă-mi bani, bă, alo-mi bani, 1 leu, 2 lei, 3 lei, 100 de lei, 500 de lei. E un ban. Un ban ai dat pe casa asta? Bine, Tarasele. Dă-mi banul ăsta, dă-mi-l înapoi și locuiește tu în ea. Și da, Tarasele, în fiecare secundă trebuie să-mi dai câte un ban. Tarasele, deja fiecare secundă trebuie să-mi dai câte un ban și bă, ceva, bă, nu mai. Vino să vezi aici, uite. Ai văzut cascada, mă? Ia uite fund. Aici îți faci baie. Asta e baia practic. Bă, nu mai în jos, bă, că dai de bedrock, Tarasele, te spargi și capul acolo. Bă, spăta fericit ești, Tarasele. Îți place, mă? Ia zi sincer, îți place? Ai locuit aici pe bune, ia zi. Mamă, Tarasele, lasă-o bă TNT-ul ăla, că te joci prea mult cu el. Hai acum și la casa ta. Tarasele, a venit momentul să-mi arăți cum se prezintă casa ta, Tarasele, dacă ai nevoie de măturător, adică dacă ai măturat-o din nou. Da, bine, mă, hai mă, Tarasele, în 3, 2, 1, vreau să-ți văd casa. Tarasele, mi-e și frică să mă uit la casa ta, că e o casă de noob și nu știu la ce să mă aștept. Fii atent că merg așa, zi-mi pe unde să merg. A, merg pe aici și dau start la TNT, nu? Dau start. Bă, ce mă ăsta, Tarasele, tu mi-ai făcut skin-ul pe bune? Da, e casă de nab. Tarasele, eu am zis casă de nab, nu să-mi faci skin-ul. Ce ăsta, tu nu vezi că nici nu e drept skin-ul. Uite-te, bă, la față. Bă, ce mi-ai făcut, bă, la față? Ia, în spate cum e, Tarasele? Bă, ce ai făcut, mă? Bă, ce n-ai făcut, mă, aici? Ce are atâta mai spatele ăsta, mă? Bă, ce e mai aici jos, Tarasele? Ce mi-ai pus jos? Ce e acolo? Tarasele? E un cățel. Și ăsta verde ce e? E miroase urât sau ce? Tarasele, ia pune-te puțin pe el. Doi răhăței. Nu! Da! Bă, prost ești, bă, ți-ai dat foc la casă! Bine, mă, dar acum poți să zic că e casă de nabi, așa, spartă chiar ei poți să zic că e casă de nabi. Bă, dar ce, mă, tu te-ai făcut interior, mă? Da! Ia prinde-mă și mie interiorul, ia. Ce-am pe picioare, varicelă? Ce-am pe picioare? Bă, Tarasele, dacă mă uit la skin-ul meu, e mai gri acolo, nu-i așa, Tarasele, dar nu știu ce ai pus tu. Da, ia fii atent, Tarasele, ia să intrăm în casă. Ce, mă, ăsta aici, bă, Tarasele, că nici n-am cum loc. Cum intri eu în casă, Tarasele? Spune, cum intri eu în casă, așa, nu? Ce să? Apăs? Nu, mă! Atinge când ești din casă pentru noroc, pe aia că ești acum din casă, hai să ating. Ating? Nu. Bine, mă, hai, mă, ce-i pus, mă, aici? Ce-i pui pe ăștia pe aici? Bă, ce sunt atâtea furnale pe aici, că nici n-ajunge aici? Cum ajungi tu sus de tot? Spune și mie, cum ajungi tu sus de tot, Tarasele? Cu ce mi-ai făcut box? Nu mi-ai făcut cu hack? Ai zis să nu mai folosim hack? Nu. Ca să folosești tot tu? Nu, mă, gata, mă, ce aici? Ai temele lui Rafael Gân, Abel, nu atingeți. Ok, astea sunt itemele mele și astea tot ale mele. Oh, bă, dar Răsile, eu nu credeam că un Abel... Bă, dar Răsile, eu am să faci casă de nav, nu casă de pro. Că ai și eu, uite câte chestii ai în astea. O casă foarte nașpa, adică casa asta nu se încadrează la casă de nob. În niciun caz, dar Răsile, dacă era skin-ul tău... Bă, această regere nubilor, adică tu. Ce mi-ai făcut aici, mă? Zici că e înghețata asta. Uite de cum ai pus ăsta aici la aici. Ia vino tu puțin. Tu vezi, tu te uiți la ochi cum i-ai făcut și aici. Bă, Tarasele, trebuie să mai pui o parte aici. Ce e asta? Uite așa trebuie să mai pui o parte aici. Ce e așa de greu, Tarasele? Bă, ce faci, mă? Bă, Tarasele, asta e casa ta. Tu îți dai sabotezi singura casă. Hai, mă, hai să trebuie să apăs pe astea pentru noroc, mă, Tarasele, că am uitat. Atinge. Ambele? Unu, doi, trei. Gata? Atât? Acum ies. Nu, stai, și noroc? Stai, nu. Pe unde mi-e? Unde mi-e norocul, bă, Tarasele? Stai, mă, stai. Tarasele, hai că te așteptai. Da, da. Ce, mă, bă? Păi hai să trecem la roata. A făcut o greșeală, gata. Păi ce, gata, nu mai repar nimic la casa asta. Ce greșeală ai făcut ea? Nici nu mi-e... Artificii, mă, ce artificii ai făcut, mă? Vineau din mână artificii care ziceau subscribe, dă-le așa. Da, cum mă? Ia, unde? Stai să le văd. Păi da, stai să fac noapte. Ia, artificii, ia, mă. Unde sunt artificiile? Că nu le văd. Dă-i drumul la artificii. Amândouă odată. Și după fugim, ok? Amândouă odată. Hai. La 3, la 3. Ce, mă, da, asta trebuie să apăsă banete? Da, bă, pregătiți ușa la 3, la 3. Am dat. Bă, ai pus din tiuri, bă.
Bă, dar Rusele. Artificii! Bă, de ce mi-a rămas doar capul, dar Rusele, și jumătate de răhățel? Bă, dar Rusele, dar întrebarea mea e, tu de ce distrugi construcția? Adică știi că tu ai pierdut în momentul ăsta, dar Rusele, nu? Nu, bă, uite, eu încă m-am construcția. Nu, că dar Rusele, da, dar Rusele, nu știu pe ce planetă ești tu, dar în fine, hai să trecem la următoarea. Hai să trecem la următoarea rundă, dar Rusele, facem casa aia de pro, dar Rusele, că cu tine niciodată. Bă, stai, am crezut că mi-ai distrus și aia mea. În sfârșit, dar Rusele, ai venit și tu și vreau să te întreb, ce casă te-ai gândit tu să faci așa o casă de pro, dar Rusele, cum te-ai gândit? O casă modernă, medievală, ce casă te-ai gândit să faci? Cum să o faci, dar Rusele? Ia zi, spune-ne și nouă. Bă, frate, o să o faci din trei ingrediente. Cum trei ingrediente, mă? Quartz. Așa. Ăstea. Și acum fi antenă. Oh, bun. O să fac și eu niște idei de la Darusel. Ce? Nimeni. Ce bă, arată. Ce asta o să fac? Mă, tu ce vrei, mă, să atragi fulgerele cu ăla sau ce? Bine, pa, Darusel, nu știu, cred că și eu o să fac ceva cu quartz, habar n-am, fii atent. Mamă, fii atent, Darusel, știi ce vreau eu să fac eu acum? Chiar sunt vreau să fac o chestie pe care o făceam eu când eram eu mic și tu nici nu cred că erai în viață, Darusel, când mă jucam eu Minecraft și eram foarte mic, Darusel, și făceam eu o casă mereu super șmecheră, dar nu mai știu exact cum era, dar încerc să fac în totalitate așa cum cred eu că era, dar nu mai știu 100%, dar o să vă zic că chiar era tare, dacă o să fie așa. Ce vrei, mă, Darusel? Păi bun, Minecraft s-a lansat în 2010. Ce, mă, păi tu te-ai născut în 2012, Darusel, da, Darusel 2012. Păi bă, și înainte nu erau versiuni castel, erau în care te băteai cu Steve, cu doia. Păi da, și construiai. Aveai numai cobblestone, că m-am jucat și eu și urât acolo. Hai că de unde ai jucat, mă, și tu, Darusel? Bă, Darusel, m-am apucat de treabă, nu știu, de tine, 1, 2, 3, 4, 5, te-ai apucat, ia spune-le la băieți, ce faci tu acolo, cum vrei să faci tu casa? Păi bă, rotundă, dreaptă, cum o faci? Fac numai din trei ingrediente, ți-am zis. Așa, mi-ai zis ingredientele și cum o faci? Rotundă, dreaptă, cum o faci, Darusel? Spune-ne și nouă. O fac în formă de romb, o fac. În formă de romb? Cum adică în formă de romb? Glumesc. Ia spune-le și tu la oameni și spune și mie, cum arată la tine o casă în formă de romb? Chiar sunt curios cum arată la tine o casă în formă de romb. Adică ce înseamnă formă de romb? Cum ce e formă de romb? Las-o să vezi. Mă, Darusel, chiar nu mai știu cum mai făceam, că eram mic și nu mai știu exact cum mai făceam, dar încerc să fac ceva aici, sincer. Mamă, dar ce să fie asta? Să fac așa un dăsta așa mare. Cred că ar trebui să fac o chestie de asta așa, dar nu știu cât de bine ar da aici, sincer, dar nu știu ce să zic. Dar Sele, tu sper că construiești acolo, nu mai faci iar prostii. Cum ai făcut runda trecută, faci o casă. Pe bune că aici am venit să facem case, dar Sele, nu să facem porcării de alea cum ai făcut tu mai devreme. Deci porcărie, viața ta. Canalul tău nici o porcărie. Ah, da, vrei să apar tu pe el, că e o porcărie și trebuie să mai fie o porcărie pe el, nu? Bă, spune-le și tu la oameni. Bă, nu, dar Sele, facem un concurs și trebuie să le spui la oameni ce construiești, cum faci casa, dacă o faci într-un fel, cum faci? Eu m-am întâlnit cu ăsta care face cele mai bune build-uri. Așa. Și cum îl cheamă? Îl cheamă Rafael Găb, cumva, Rafael Grămă pe joc. Nu, bă, dacă voi credeți că eu sunt fraier, eu vă iubesc, bă, dar voi mă faceți fraier, apoi, bă. Păi nu te-am făcut, nu te-am făcut noi, tu te-ai făcut singur. Și ce? Eu nu sunt fraier, gata, m-am zis. Bine, gata, dar Darusel, nu ești fraier cum zici tu, dar Darusel, nu știu, Darusel, că nu prea te văd bine în concursul ăsta, sincer. Chiar nu te văd bine în concursul ăsta. Nu te văd bine în concursul ăsta, asta e părerea mea. Poate la NAB am făcut ceva greșit. Ah, am înțeles, deci înseamnă că acum o să construiești ceva super tare, să înțeleg, nu? Da, de pro player, de gadget, de... Mamă, ce-am făcut aici, că asta numai casă de pro nu e. Mamă, dar Sele, nu știu ce am făcut aici, dar Sele, asta că numai casă de pro nu e, sincer, asta că numai casă de pro nu e, asta e să fac o mică schiță pe aici. Parcă pe mine nu mă vedeai bine. Bă, ai dreptate acum, dar Sele, n-am ce să mai zic, ești mai bun decât mine, hai că ești mai bun, niciodată, dar Sele. Da. Ai recunoscut că ești un slab. Ce cine a recunoscut? Ce a recunoscut? Dar Sele, că nu te aud. Ai pierdut semnalul, nu știu ce zici tu acolo. Nu, deci tu în sfârșit ai recunoscut că ești un slab. Sunt mândru de tine, fiule, gata. Ce fi? Bă, alo, cum adică, fiule? Ce crezi că vorbești aici? Cu cine crezi că vorbești aici, Dar Sele? Eu sunt tatăl tău. Ah, da, Dar Sele, tu ești născut în anul 2012 și tu, da, am înțeles, Dar Sele, ești foarte mare logică în tine. Bă, fii antenă, bă, eu sunt al doilea tatăl tău, bă. Bă, Dar Sele, nu știu, dar ai terminat și tu ce mai aici mult de făcut acolo? Eu sincer m-am apucat de altă casă, nu vreau să mai fac chestia aia acolo, pentru că mi se pare cam nașpa, sincer. Eu acum fac pe exterior să arate frumos cu gagicuțe, cu de alea. Ce gagicuțe, bă, alo, păi fac casă, nu ce gagicuțe. Păi faci casă, dar Sele, nu gagicuțe. Gagicuțele lasă-le la urmă să vină, dar Sele, dacă e casă frumos. Ce mă dă, dar Sele, dacă e casă frumoasă, faci gagicuțe. Dacă nu mai gata, dar Sele, nu se mai poate. Păi, e frumoasă, bă, o iau pe mama ta în casa asta. Lasă că nu mai zic că după te super, dar Sele, și încep să plângi. Zii, mă, zii. Dar Sele, ce-ai făcut, mă, după episodul trecut? Te-ai băgat să plapă, mă, că începuse să plouă pe afară, tu n-a fulgera?
E băgat sub plapumă și acum te recunoști pe videoclip. Bine, mă, dar Rusele, bravo că recunoști măcar. Bă, la toată lumea din comentarii e frică și se cacă pe ei de frică. O să înnebunești când vezi casa asta, o să zici: "Bă, Rafaele, cum ai făcut casa asta? Dar vreau și o să fac, dacă nu-mi zici o să plâng." Așa o să faci tu, dar Rusele, că te știu pe tine. Bă, o să râd de casa ta, că casa ta este făcută ca un cucățel. Da, dar Rusele, sigur o să râzi tu. Dar Rusele, facem pariu că nu o să râzi și o să zici: "Vreau și eu casa de asta." Așa o să faci, dar Rusele, facem pariu? Nu. Păi de ce? Ți-e frică, nu? A, adică da, pariu. A, acum vrei pariu, nu mai faci niciun pariu, bă, gata, s-a terminat pariu. O facem pe 1000 de euro, gata. Pe 1000 de euro? Dar Rusele, da. ai 1000 de euro? Păi, bă, eu câștig la orice. Și într-un final am terminat casa. După cum puteți vedea, cam așa arată, dar stați puțin, asta am lăsat aici că n-a, dar da, ziceți oare, bă, dar ce o fie cu casa asta? De ce ar trebui să fie casa asta de pro? Adică gen chestia așa. Bine, am stat foarte mult la aia. Să fiu sincer cu voi, chiar am stat foarte mult și chiar sunt curios ce reacție să aibă Darusel. Dacă intrăm înăuntru să vedeți, mama, aici arată genial chestia asta așa. Am făcut eu așa designul ăsta. Dacă intrăm înăuntru, bă, dar ce cu casa asta? O să ziceți, ce cu casa asta? Dar Darusel încă nu poți să vezi tu, dar uitați, băie, și am pregătit Darusel aici. Uitați și am, nu, încă nu vrei să vezi Darusel, deci am pregătit aia și pe aici e un secret aici. Iar aici nu, nimeni. Oh, mamă, stai că trebuie să-mi pun pe mut acum când am zis de secret. Mamă, ce fraier ești, ești foarte fraier. Oricum o să fie un secret, o să vezi mai multe chestii și eu și ți-am pregătit un joc, Darusele. Și am înțeles că tu ai terminat, așa mi-ai zis, și hai acolo la, hai la alea. Deci prima oară o să mergem la tine, Darusele, vino aici. Am tras puțin cu ochiul din greșeală. Vino aici, Darusele, vino. Bă, ce fai, mai tot cu mătura aia prin mână ești? Da, mă, bă, îmi măturam casa că am făcut-o și am înțeles. Deci, fii atent, prima oară mergem la tine, pentru că la mine să mergi ultima oară, dar să le cu să rămâi mască. Nu, te rog, fără TNT-uri, da? Fără TNT-uri. Hai să dăm. 3, 2, 1, dar să le. Ce e asta? Dar să le, asta e casă. Da, uite, uite, frumos. Ce e asta? Nu, hai să văd. Ce ți se pare ție că e de pro aici? Că ți-ai pus o comilă și niște snifere? Bă, vezi că comila chiar e de pro. Mamă, Castru. Uite, bă, că îl conduc pe Castru. Bă, Darusel... Gata, las pe Castru, gata, mamă. Darusel, ce ți-ai făcut mai aici? Uite câte snifere. Ce sunt astea, Darusel? Mamă, ce ți-ai făcut? Ai și niște oi pe acolo, prin spate. Și aici ce? Poți să intru prin astea? Nu poți să intru. Ce sunt astea? Nu. Ce mai ești terminat? Bă, dar Sreci, uite-te puțin la mine. Poți să-mi spui și mie ce e cu casa asta? Adică, de ce crezi tu, fă-mi o poveste, de ce crezi tu că e o casă specială care este de pro? Aici avem bambu, blocuri noi. Așa, da, vorbește mai încet, Darusel. Deci, avem bambu care le iei din... Așa, nu mă interesează, așa, nu mă interesează, zi mai repede, hai. Deci, fii antenă, avem... Oh, rog, gata, Darusel, nu mai zi fii antenă, hai să intrăm înăuntru, că deja ne omor, mamă. Ce mă ăsta, Darusel? Ce? Frumos, și cum a ajuns tu în portalul ăsta, mă rog, Darusele? Sare așa în sus, ce faci? Pe nu te înțeleg, Darusele. Darusele, te-ai dus în net. Mamă, Darusele, ce e pe aici? Mamă, ce ai pe aici, bă, Darusele? Ai foarte multe chestii, bă, Darusele. Am înțeles, Darusele, de ce crezi că e de prost? Bă, Darusele, și crezi tu că construcția asta ta, casa asta ta, care din exterior este foarte groaznică, o să fie mai bună decât casa mea? Da? Și știi ceva? Nu! Bă, Darusele, eu pentru casa ta o să-ți dau nota 7, pentru că exteriorul nu prea-mi place, dar în interior e șmeche, Darusele. Scoate-ți ăla de pe cap, că vreau să te văd pe tine, dar să nu vreau să mă mutanțul ăla, așa. Mamă, ce, mai, cred că mai bine o lăsa, hai, nu, hai, ia uite și la mine, Darusele, 3, 2, 1, ia uite, Darusele. Darusele, nu asta, dar aici, uite, pe asta, Darusele, cât de șmeche, uite, cât de mare și cât de tare. Îți place, mă? Bă, păi da, mamă, ce... Bă, câtă lumină, mă! Așa e labirint, trebuie să nu le atingă. Da, e labirint, Darusel. Ia uite tronul aici, Darusel. Ia uite, Darusel, ce e aici? Ia. Tronul regelui Darusel? Ia meu, yeeeey! Bă, tronul regelui lui Darusel, Darusele, adică eu sunt tronul meu, adică și pune-te să-mi pup picioarele, Darusele, pune-te în fața tronului, pune-te în fața regelui, bă, du-te mă în fața regelui. Uite, tronul regelui Darusel 2012. Bă, ce ai făcut, bă? Darusele, ți-am pregătit acum un mic joc. Cum ți se pare până acum casa, până să vezi jocul? Păi, uite, ăsta jocul, să nu ating ăsta. Nu, bă, te-am întrebat cum ți se pare casa, nu de joc. A, casa, e urât, uite câte lumini ai, bă, pentru ce ai nevoie de atâtea lumini? Păi, Darusele, Darusele, este o casă de pro, este o casă secretă, s-ar spune, e o casă secretă. Păi, și ascunde un secret, Darusele. Bine, mă, Darusele, vrei să vezi o casă de pro? Ok, hai să vedem ce casă de pro există. Ești pregătit pentru jocul pe care ți l-am pregătit? Da, hai!
hai la joc, hai la joc. Suntem la joc, aici e jocul. Dărâsele, trebuie să cauți ceva ascuns, trebuie să cauți un loc ascuns, pentru că nu e asta casa, Dărâsele, adică e casa. Dar pe aici ai văzut, e doar tronul, dar o să fie ceva secret, Dărâsele. Aici. Nu, bă, nu, bă, bă, distrugi casa, ce faci? Pune blocurile la loc, Dărâsele. Bă, eu nu secret, bă. Dărâsele, nu știu, fii atent, hai ca să-ți dau un indici, uite-te la mine. E ceva care e așa, apare, nu știu, ciudat prin casa asta, adică nu e, adică vezi aici pereții toate astea așa la fel. Dacă te uiți în partea asta, uite-te cum e aici, și ceva ciudat care e ieșit așa din comun, Dărâsele, nu știu. E ceva ieșit din comun așa, uite, nu știu. Lumina asta, uite. Dar nu vezi câte lumini sunt pe aici, e ceva ieșit din comun, dar Dărâsele, de aici. Păi da, mă, e o lumină diferită, mă, stai să arăt acum. E ceva ce ieșit lumină? Din comun, dar Dărâsele. Da, mă, fii antene, deci vezi toată lumina, uite, ar pus una de asta, nu undeva. Nu, n-am pus niciuna de asta, e un secret, dar Dărâsele. Bă, Dărâsele, tu încă nu ai găsit secretul? Nu-ți dai seama unde e? Secretul ce? Și asta, mă, uite, e o cană, ăsta dă foc la o cană, e aici. Bă, ce faci, bă, ce faci, Dărâsele, aici? Ce găsi aici? Ce asta, bă, și asta, suntem în backrooms? Bă! Dărâsele, vrei să te bagi în backrooms? Nu. Dărâsele, ce asta, mă? E un covor, Dărâsele, e un covor. Nu, mie nu-mi plac covoarele albe, ia că le sparg eu. Bă, ce alt covor, Dărâsele, ia, ce cu covorul ăsta aici? Covoarele albe! Opa, fiate, nu. Fii atent, Dărâsele, Dărâsele, deși e atent, Dărâsele, trebuie într-un loc, fii atent, Dărâsele, nu mai are legătură cu tablourile, nu mai are legătură cu tabloul ăsta de aici, Dărâsele, are legătură cu ceva, gen trebuie să cauți ceva, să citești ceva, Dărâsele, Dărâsele, trebuie să citești ceva, atât îți zic, ai niște cărți pe aici, ai niște mai multe chestii, vezi că sunt foarte multe chestii pe aici, Dărâsele, foarte multe cărți și ai de citit, Dărâsele, până una alta trebuie să le arăt la oameni, că mi se pare că nu le-am arătat lucrurile astea pe aici, așa. Și ia fii atent, Dărâsele, ce aici, ce sunt cu cărțile astea aici puse, ia uite-te. Dau un indiciu, așa. Ce scrie aici? Dacă citești asta, te așteaptă un secret în camera aceasta. Descoperă-l. Ok. Deci, Dărâsele, care crezi că... Ce crezi tu că ar fi un secret așa prin camera asta înainte să zic eu, Dărâsele? Poate e sub asta. Ia, nu-i nimic. Bă, ce ai făcut, mă, Dărâsele? Tu ai luat... Ai furat tortul de aici, Dărâsele. Mi-ai mâncat tortul, Dărâsele. Lasă tortul acolo. Da, foame. Se foame, Dărâsele, pe lasă că fii atent că nu o să mai fie foame, pentru că o să fie ceva foarte frumos, să ți se întâmple ceva foarte bine, adică pentru mine o să fie foarte bine. Bă, dar nu, pe aici și da. Ai, bă, de ce te-ai uitat, bă, de ce te-ai uitat, Dărâsele? Ai găsit, bă, de ce ai spart asta? Ia citește. Și citește asta, vreau să știi, nu vreau să spun că trebuie să treci în jos și să sapi și papa, ok, ia! Papa! Bă! Rafaele! Bă, de ce mai... Bă, nu, Dărâsele! Scuze, Dărâsele, nu! Hai, mă, Dărâsele, cât vrei să mai mergi? Ce mi-ai pregătit? Ce surpriză mi-ai pregătit, mă? Ce surpriză? Mai mergi, ce mi-ai pregătit? Ce surpriză mi-ai pregătit? Ai, gata, uite! Bă, ce-i, mă, ăsta? Ce-i roșu, albastru? Ce-i ăsta? Ia, mai merg. Ce-i, 100 de lei? Ce scrie aici, Rafael? Îmi dai 100 de lei? Îmi dai 100 de lei? Dă-mi 100 de lei! Aici scrie, dar Rusel, 100 de lei. Păi ce facem acum? Adică eu 100 de lei, tu 100 de lei. Păi ce se întâmplă aici? Concurs de... Bă, dar Rusel, iar mă aduci, mă, la concurs de construit pe bune, castel de noob versus castel de... Dar Rusel, tu crezi că mă bați? Tu crezi că eu sunt regele la castel? Și ce e asta? Mamă! Bă, dar Rusel, dar l-ai făcut altfel. Ce mai aici? Uite cum l-ai făcut așa, mamă. Ce scrii mai aici? Rafael, du-te. Bă, mi-ai scris și numele, mă, normal, mă, că trebuie să scrii numele la ăla pro, bă, trebuie să scrii numele. Bă, ce faci? Bă, ce faci mai aici? Am uitat ceva, stai. Oh, gata, ce ia, mă, și ți-ai scris și numele aici, ia. Dărâsele 2012, bă. Mamă, bă, Dărâsele, și tu vrei să facem concurs de construit, mă, cu castel? Ce ai făcut? Bă, ce ai făcut mai aici? Bă, șterge-mă asta de aici, are simțitul, Dărâsele. Mamă, Dărâsele, deci nu, tu vrei să facem concurs de construit și tu ce faci aici, Dărâsele? Ți se pare normal așa ceva? Deci să înțeleg, Dărâsele, că tu vrei să facem concurs de construit pe un castel de noob și versus castel de pro. Deci, adică vrei să facem castel de noob amândoi și după a doua rundă castel de pro, Dărâsele, și crezi tu că o să mă bați și mai vrei să-ți dau și 100 de lei? Să zboare banii! Ah, mersi, Dărâsele, mersi că îmi dai din banii tăi, mersi. Mersi că mi-ai dat. Ia-mă banii înapoi. Gata, ți-am dat! Bă, Dărâsele, poți să nu mai faci așa? Hai să facem, n-ai zis tu să facem concurs de construit, ți-am dat banii înapoi. Ce, mă, omor, Dărâsele, ce ești așa entuziasmat? Că nu o să câștigi nimic, oricum, te asigur asta 100%, dar
Rusele. Eu, băi, eu sunt a ta. Ce faci, mă, ce faci tu? Dar Rusele, să vede ce o să tu chiar ai nevoie de bani, să vede că n-ai net, dar Rusele trebuie să-ți plătești netul ăla, că nu te auzi bine deloc. Dar hai să facem castel de noob, dar Rusele, deci prima, mă, deci ce castel să fac? Băi, eu mă gândeam, dar Rusele, să fac un castel din sand, dar Rusele, dă nisip, pentru că știi ce faci tu? Te duci la mare, dacă te duci, da, ești prea noob să te duci tu la mare. Și dacă și când te duci la mare? Eu mă duc la mare. Ce? Te duci, mă, tu la mare. Mă, dar Rusele, și ce faci, mă, tu la mare? Ce faci? Faci un castel de nisip, nu-i așa? Dacă te duci la mare, dar ce faci? Fac pipi în piscină. Pe ce piscină, mă, bă? Te duci la mare? Nu te duci la nicio piscină, dar Rusele, tu știi ce mare? Fac pișul în apă, fac. Fii atent că eu o să fac, bă, nu știu de ce m-ai chemat aici, dar Rusele, pentru că eu o să fac cel mai mișto castel gen de copii. Eu te-am chemat ca să-ți fur banii. A, să fur banii și să te văd pe tine că ești cel mai noob, dar Rusele, și vrei să te bați iar ca data trecută, că toată lumea a zis că eu am făcut mai bine decât tine casa. De unde ai făcut, mă, tu, dar Rusele, tu nu știi să faci o casă, dar Rusele, ce era casa aia? Cică mi-ai zis că faci din coarț și ai făcut din lemn, dar Rusele, aia e casa la tine. Bă, coarța a fost înăuntru și lemnul a fost pe din afară, mă, ce mai șchior? Îți urez noroc, bă, îți urez bine, mă, dar Rusele, îmi urez tu noroc, dar fii atent, dar Rusele, că ăsta gen, eu fac aici un castel foarte simplu, gen de nubi, adică ca tine. Bă, și ăsta e cel mai ușor castel, adică n-am ce să zic mai mult dată, dar Rusele. Chiar o să ai nevoie de bani ca să-ți cumperi, ca să te duci la doctor, să-ți facă ăla, să nu mai fii chior. Ce chior, mă, bă, tu ce vorbești mai aici, dar Rusele, tu unde te crezi, dar Rusele, aici, te crezi în ce te crezi, ia, spune-ne și nouă, în ce te crezi, spune-le la oameni. În Matrix, mă cred, eu sunt fiul lui Andrew Tate. Cred că ăsta e tot, dar fii atent ca să fac mai de nubi, pentru că în jur ar trebui să fie apă, pentru că, na, suntem la plajă, suntem la asta, dar Rusele, îți facem aici foarte frumos, dar Rusele, gen, castel chiar de nubi, ăsta e un castel foarte mic de nisip, dar Rusele, dar tu ce faci, mă, ia, spune-le la oameni, tu de ce nu le spui, dar Rusele, se frică să le spui, se frică cu ce faci? Eu fac castel, mă, nu ca tine, mă. A, nu, mă, nu, credeam că faci mașini. Bă, dar Rusele, normal că faci castel, dar ce castel faci? Pe mașină fac, mă, mașină fac Lamborghini, tu ce faci? A, deci tu m-ai chemat, dar Rusele, să facem castel ca tu să faci mașină să-ți pierzi banii, nu? Că nu respect sistema. Am înțeles. Bă, mie îmi convine, mie chiar îmi convine foarte mult ce faci aici. Ești fraier, ești. De ce, mă? Hai, că de ce, mă, dar Rusele, că vii aici să faci ca... Nu, în episodul ăla de rel, când făceam noi, bă, de ce mai omorât, bă, nici simțitule, și mai scoși de la job. În ce ți-am făcut, mă, că nu te aud? La roleplay, mă. La roleplay? Ce ți-am făcut la roleplay? În seria de roleplay, mă, dar Rusele? Bă, păi era un vis ăla, cum adică, de ce te-am omorât? Era un vis, dar Rusele, cum adică? Păi, bă, pe mine chiar că m-a durut. Că te-am omorât în vis, bă, sincer, chiar era mai bine dacă era realitate, că chiar vreau să scap de tine. Nimic, în roleplay, da, în roleplay. Lasă, că în episodul următor vezi ce-ți fac, ha. Ce-mi faci, mă, tu, dar Rusele, că gen a fost în vis, n-a fost în altceva, ce poți să-mi faci tu mie în episodul? Băi, eu o fac în viața reală, am înțeles, bine, mă, dar Rusele, păi știi, mă, unde stau eu? Bă, dar Rusele, eu zic că am terminat, gata, nu mai, și pe bune, și tu gata, ai terminat, dar Rusele, asta e tot. Hai că n-ai terminat, gata, păi nu mai stă mult, dar Rusele, am terminat, toată lumea zice acum în comentarii, hai, dar Rusele, mai repede, că nu ne mai uităm la videoclip din cauza ta, dar Rusele, așa zice lumea. Ce, mă, da, du-te, mă, zicea cu schimbul tale de frază, nu e adevărat, dar Rusele, ce schimbă, uite, gata, am făcut aici genul ăsta de nubi, adică cum îl faci tu, până la urmă? Bă, cum ai făcut, mă, 4 turnuri, n-ai hic, bă, tu faci 4 turnuri. Bă, păi stai, bă, un castel, mă, de nisip, tu faci un castel de nisip din 4 turnuri când faci, te uiți la mare? Bă, eu nu fac castel de nisip, eu fac castel real. Mamă, păi cum adică, mă, castel real? Păi castel de nisip nu e tot real, nu e la mare, nu e nicăieri, unde e, dar Rusele, unde se află? Pe bă, la mine e mai greu, mă, la mine e mai greu. Am înțeles, bă, dar Rusele, atunci reveni, mă, eu am făcut cam atâta, opa, asta e să le arăt la oameni, dar Rusele, că mi-am pus dita mai șapca, chiar mă asortez cu culoarea asta albastră de mi-ai pus-o tu mie aici. Bă, când îți văd șapca, îmi vine să vomit la ce șapă de nabi ai. Hai că da, dar Rusele, după ce că te-ai după ce... chiar și un cățel stă mai bine pe cap. Ce cățel, mă, dar Rusele, că după ce că tu ți-ai făcut brățară ca mine, te-ai luat după mine să spui brățară la mână, mai și comentezi, hai gata, dar Rusele, dacă nu, bă, dar Rusele, dacă te mai mult așa de mine, hai mă, gata, ai terminat construcția, gata, nu mă interesează, nu mai faci nimic. gata, bă, ce, mă, câine. Bă, dar Rusele, nu știu de tine, dar eu am terminat cam așa, arată totul, dar te aștept și pe tine și revenim după că, na, oricum, okay, oricum să știe cine câștigă. La 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 la
Așa mă, Darusele, bravo, dai cu mătra, dai cu mătra, Darusele. Bravo, mă, când ai venit, mă, cum adică când am venit, mă, eu eram deja aici, Darusele, nu mai văzut când ai intrat? Eu te-am văzut, Darusele, păi eu am terminat de mult, Darusele. Fii atent, ce mă, tu crezi că ai făcut tu ceva mai bun decât mine, mă, Darusele? Chiar că, bă, nu te uita prin pădgeam, bă, nu te uita pe fereastră, bă, nu te dai aici, nu te dai aici, Darusele. Uite, bă, nu, uite-te la mine, uite la mine, prima oară, înainte de toate, Darusele. Crezi tu că ai făcut mai frumos decât mine? Tu crezi că ai făcut mai frumos decât mine, Darusele? Sunt în mie. Bă, ce spar, mă, bă, alo, gata, Darusele, gata, nu mai faci nimic. Deci, fii atent, Darusele, tu trebuie să dai notă, da, notă sinceră, părere sinceră. Și să-mi spui dacă tu, dacă tu ai putea să locuiești în castelul ăla sau gen, nu să locuiești. Dacă îți place gen, nu, dai notă, da, dai notă, nu da, să mă, locuiești. Da, mă, hai. Bă, tu stai mă puțin, păi tu vrei la... am înțeles, deja te-ai dus la mine, Darusele. Ia uite. Ce râzi, mă, îți place? Nu sparge! Ești nesimțit, Darusele, gata, ho! Uite-te așa, nu sparge! Darusele, uite-te așa, din jur împrejur, Darusele, și spune, bă, nu mai sparge! Mamă, bă, ești terminat, rău, copile, bă, Darusele! N-ai ce să-i faci, Darusele, pe bune! Bă, nu mai pune ce ușă pui, mă, bă! Vrei să fac și eu la fel, să stric și eu ce-ai făcut acolo? Păi atunci, fii cu minte și dă-i o notă! Nu trăiești, mă, doar dai notă, Darusele, că e castel, dar faci tu la plajă, îl faci la pana, pe nisip, Darusele. Ce-ți fac cu butoanele astea, mă? Sunt scoici, Darusele, astea sunt scoicile. Bă, dar chitrele, unde-s chitre? Păi, bă, tu ai văzut pietrele, bă, Darusele, ești la mare, sunt scoici la mare, nu sunt pietre. Adică sunt și pietre, Darusele, dar sunt scoici, Darusele, ce pietre mi-ai spus tu? Bă, nu mai pune, gata. Bă, nu, că nu mai ce să... Băi, ești desimțit, bă, dar... Bine, mă, Darusele, pentru asta, Darusele, scădem 50 de lei, adică tu o să primești doar 50 de lei, dacă câștigi Deci tu dacă o să câștigi... Nu-ți plasă, Darusele 2012, pa! Mă, bă, Darusele, deci eu nu știu ce, bă, ești prea terminat, Darusele, ce dai cu TNT-uri în continuu, în fine, măcar dai tu o notă, că n-ai apucat să dai o notă, măcar, ce notă? Nota 3, ia să luce ai făcut, mă. Ce e, mă, ăsta, bă, Darusele? Ăsta ți se pare ție castel, pe bune, că e dănup, dar chiar gen... Bă, ăsta e castel, mă, pe bune, bă, Darusele, tu faci mișto de mine, ăsta nu e niciun castel. Darusele, tu știi cum arată un castel? Ce-ai făcut aici? Ce e, mă, ăsta, Darusele? Bă, și aici unde e? La ce e? De ce e încuiat aici, bă, Darusele? Ăsta ți se pare ție, mă, castel bun, mă, Darusele? Mie, gen, ăsta chiar... Bă, alo, bă, nu mai pune, bă, de ce pui, mă, oameni și de-astea pe aici, mă, Darusele? Bă, Darusele, Vino, mă, să-mi prezinți ăsta, unde te duci, Darusele? Te duci așa, ești nebun, e de capul, Darusele, nici n-am, bă, Darusele, gen, mă, e nervios la culme, Darusele, ăsta, uite-te la mine, ăsta ți se pare ție, uite-te la mine, bă, ăsta ți se pare ție castel, ăsta ți se pare ție castel. Ce castel e, mă, ăsta, Darusele? Ăsta nu e niciun castel. Bă, castelul trebuie să aibă astea, uite așa, Darusele. Trebuie să aibă astea, uite așa, Darusele. Ăsta e un castel, Darusele. Nu ce ai făcut tu? Tu ai făcut o mizerie, Darusele. O mizerie ai făcut tu. E castel de nub, nu? Păi da, e castel de nub, dar nu e castel ce ai făcut tu. Ăsta ți se pare... Am aici, vezi? Da, am înțeles, dar... Păi și asta în jumate ce e aici, Darusele? Ce ai făcut aici? Aici vreau să fac ceva, dar nu mi-a ieșit, bă. Dar trebuie să recunosc că ăsta chiar e un castel, chiar de nub, și îți dau nota 7, dar înțeleg că e un castel de nub, adică, știi ce aș aprecia dacă mi-ai dat și o notă? Sinceră, nu, 3, că știu că nu e aia nota. Bă, ce faci, mă, dar înțeleg? Ce frate? Deci, bă, ok, la castel mi-a plăcut, bă, îți dau nota 5. Nota 5? Bă, măcar e o notă de trecere și hai să trecem mai departe la runda următoare. Ce? Și asta e nota de trecere. Cum, bă, și asta, bă, e 5, bă, dar înțeleg, tu la ce școală înveți? Bă, alocat, dar înțeleg? Gata, dar înțeleg, mi-am luat și materialele și hai să trecem la castelul de pro să vedem aici cine e adevăratul constructor, dar înțeleg, deci oamenii să scrie în comentarii cine a construit mai bine și evident că eu nu se pune problema de asta. Ce, bă, eu hai. Sunt Darusele, hai. Cel mai bun e el, bum! Rafael, n-am, cel mai slab e el, bum! Bă, Darusele, ce-i, mă, ești bolnav, ce-i? Ești bolnav, Darusele? Sunt un rapper! Ești rapper, Darusele? Păi ce faci, mă, gata, nu te reprofilezi, nu mai stai la noi pe clipuri și te faci rapper, Sunt rapper, bă, uitați-vă, bă, la Republica. De ce nu vrei să mai stai, Darusele? Că nu dau oamenii like, încă n-au dat oamenii cumva like, Darusele? Nu s-au strâns 100 de like-uri? Ce nu? Vreau
100k de like-uri și o să fac canal de rap. Ce vrei, mă, 100k de like-uri? Faci canal de rap la 100k de like-uri, Dariusele? Păi tu te crezi rapper, bă, Dariusele? Bă, ce rapper ești, mă, tu, Dariusele? Că ești un papițoi, Dariusele, tu ești un papițoi. Ești un papițoi. Ok, ia că fac unde stau un... Bă, Dariusele. Ce mai cântă, că vreau să zic ceva la oameni și nu vreau să auzi. Mai cântă. Rafael, e cel mai nap și Dan... Ce? De ce te-ai oprit din cântat, dar înțeleg? Adică, o să țisești puțin, tu nu trișezi, dacă nu te bat! Aha, ce, deci dacă nu trișezi, mă bat, ok, bine că trișezi atunci. Trișezi atunci. Dar cine a zis că trișează? Eu n-am zis nimic, dar înțeleg, de unde e o invenție? Ce am zis, mă, că n-am zis nimic, dar Ruselei, ești nesimțit? Cum adică, ce am zis eu? Ia, ce am zis? A zis că o să trișez. A, bine, bă, Darusele, o să trișez, dar nu o să trișez, Darusele, pentru că nu o să trișez, Darusele, că de ce aș trișa împotriva ta, Darusele? De ce aș trișa împotriva ta? Spune și mie. Păi, te bate oricine, mă, la billing, nu te mărici, hai, da, da, sigur, Darusele, hai să vedem cine mă bate, bă, Darusele, pentru că ești cel mai nap la building de pe planetă, adică lumea a spus asta, n-am zis eu, mamă, Darusele, deci fii atent, o să fac cel mai mișto castel și tu, bă, Darusele, dar spune-ne și nouă, ce castel faci tu acum, că gen, ai făcut un castel foarte de nob, da, runda trecută. Și acum chiar sunt curios ce castel o să faci tu, Darusele. Spune-ne și tu la oameni, spune-mi și mie, că nici eu nu știu, Darusele. Eu vreau să-mi pun ceva care să mă ajute. Adică, ce faci, mă, folosești hack-uri, Darusele, nu mai sufla microfon. Nu pun nicio netice antenă. Vreau să-mi pun o imagine pe ecran. Am înțeles, Darusele, deci folosești internetul. Bine, Darusele, bine. Ca să știu cum o să te banez eu instant în secunda următoare. Nu e așa, Darusele? Vrei să te banez? Păi stai, mă, tu m-ai adus aici să jucăm. Gata, ți-e frică deja. Zici că mamă, stai că mă bate Rafael, că nu știu ce și nu mai vrei să mai participi. Gata, ți s-a luat, Darusele. Am înțeles, Darusele. Deci da, am înțeles cum ești, Darusele. Ești foarte slab, n-am ce să zic mai mult de atât. Bă, revenim, Darusele. Ce să văd? Lasă. Bine, mă, Darusele, lasă că o să văd. Eu, Darusele, să zic ce fac eu aici, că fac cel mai șmecher build din România. 3 2 1. Mamă, Darusele, dar nu știi ce fac aici, gen, după cum poate să vadă lumea, Darusele, sunt aici, zici că sunt miner, Darusele, sunt băgat pe sub pământ, sunt hârcioc, Darusele, dar nu zic... Ce hack, Darusele, că nu mai știu cum hack, am zis că nu mai știu cum... Mamă, stai că aici nu se pune ăsta, Darusele, ăsta se pune aici, rămâne așa. Bă, tu ai zis? Ce vorbim acolo, Darusele, vorbești ce tu limba chineză, Darusele, că nu te înțelege nimeni. Bă, Darusele, deci fii atent, mamă, deci fac aici cel mai șmecher lucru atâta, zic, Darusele, tu n-ai să vezi pe toată planeta ta când cât timp trăiești tu pe planeta asta, Darusele, n-ai cum să vezi așa ceva, Darusele, că gen e genial, bă, gen, acum trebuie să vadă toată lumea, Darusele, mamă, uite cum e aici, Darusele, și încă nu e gata. Încă nu e gata, Darusele, prima oară, mamă, deci scrieți acolo în comentarii ce părere aveți de castelul meu, uitați că e al meu, Rafael G, aici scrie pe partea asta cu a scris, Darusele, ia uite cea poartă, bă, Darusele, mamă, abia aștept să vezi, Darusele, aici că am făcut și poartă, am făcut și turnuri și de toate, ia uite și aici turnul ăsta, și dacă vă întrebați cum intrați prin turnurile alea pe acolo, ei bine, veniți pe aici, bam, intrați pe aici și bam, fix aici, vedeți, se întâmplă totul, ce genial, ce ați văzut mai devreme că am făcut, bă, și nu știu ce aș mai face, cred că trebuie să mai fac niște stairs-uri, nu, cum să mai numesc mă alea, ladder, Darusele, să mai pun niște ladder-uri ca să urcăm acolo sus și cred că cam atâta, sincer, cred că cam atâta o să fie pentru ce vrem. Ce seama așa de mult, mă, mai repede. Păi ce, mă, tu ai terminat deja, Darusele? Da! Hai că ai terminat, bă, hai, acum să mă aștepți, vei, Darusele, cum e, trebuie să aștepți, că n-ai vrut să aștepți mai devreme, aștepți acum. Păi, ce bă, eu de când aștept, mă, bă? Hai că și eu de cât te așteptam, mă, Darusele, runda trecută, mai ții tu minte, ia, mai ții tu minte, no. Sau trebuie să-ți aducă lumea minte, trebuie să aducă lumea minte sau ce? Aia. Adu-mă, frate, că ești fraierul de tot. Tu n-ai idee ce fac aici, Darusele? Mă, nu știu, cred că așa era, dar hai, lasă-mă, nu mai contează asta. Bă, n-ai voie să te uiți, dacă te uiți, Darusele, pierzi. Vezi că deja ai 50 de lei pe minus, adică nu-ți mai dau 100 de lei, îți dau 50 de lei, că deja ai trișat, Darusele. Cum n-am zis, bă, că am zis, 100%. Las cum vedem pe filmare, pa. Ce papa, mă, Darusele, păi numai, bine, gata, nu-ți mai dau niciun ban, adică oricum nu-ți dau că ești cel mai slab, Darusele, toată lumea poate să confirme asta. Las că-ți bag, că-ți întorc la casă, Ce bagi, mă, TNT-uri la casă, bine, mă, Darusele, vezi că poate eu ți-am făcut ceva deja, dar nu mai zic, ți-am băgat deja TNT-uri, Darusele, dau o singură comandă și ți-apar toate TNT-urile, Darusele, ce părere ai tu despre treaba asta? 3, 2, 1 și... Am, Darusele, mamă, deci fii atent, Darusele, nu, că nu mai, Darusele, gen, e...
Bă, eu zic că e ok. Eu zic că atâta trebuie să fie, dar mamă, trebuie să fac și aici, trebuie să fac și aici. Pentru că Dariusele, stai că trebuie să scot banul, dar Dariusele, ai mare grijă. Ce, ce, Dariusele, nu, că glumim și noi aici. Hai că glumim, da? Hai că glumim, dacă e. Bă, Dariusele, tu 100 de lei. Bă, Dariusele, tu ai ceva cu 100 de lei? Că am visul meu un coșmar, Dariusele, tu ca în coșmar mi-ai cerut 100 de lei și așa ai murit tu în roleplay, Dariusele, că mi-ai cerut 100 de lei în coșmar. Nu știu dacă ți-am zis. Da, bă, în visul meu nu. Nu o să fie în vis. Acum eu cer 100 de lei și tot omori. Doamne, Dariusele, nu, gata. Bă. Bă, Dariusele, gata că ne sperii pe toți, Dariusele, și nu se mai uită nimeni la clipul ăsta. Bă, Dariusele, eu zic că am terminat, cam atât, rămâne, nu mai fac pe aici nimic. Asta eu zic că e bine. E bine atât, pentru că tu n-ai făcut nimic mai bun de atât. Adică tu, Dariusele, n-ai cum niciodată să faci ceva mai bun de atât. Și de ce ai pus atâtea villager pe aici, Dariusele, că mă omor cu villagerii ăștia, le dau kick acum la villager. Bine, ți-ai... Bă, dar ce ai pus atâția? Bă, Dariusele, în 3, 2, 1, o să vin la tine să văd ce naiba ai făcut, Dariusele, ce prostie ai mai făcut. 2, 3, gata! Că n-am venit încă, Dariusele. Of, că vine, mă, terminatul la cara. Cine, mă? Cine? Bă, Dariusele, tu ia stai cu mătura, mă, aici? Bă, Dariusele, tu ia... Păi dacă tu stai cu spatele, ce e vina mea? Ia uite, ți-a venit prietenul ăsta, e fratito, nu ăsta e fratito. Ce scrie mai aici? Bossul tău, Dariusele, cel mai na... Dariusele, vine sfințit? Ia spargem astea. Bă, Dariusele, fii atent, ho, fii atent, Dariusele. Acum prima oară fii atent, deci mergi... Bă, scoate-mă pe ăștia de aici, Dariusele. Deci prima oară mergem la tine în 3, 2, 1 și ce-ai făcut? Unde? Unde e? Asta, dar Dariusele, ești nesfințit, e aceeași construcție, cum adică? Doamne, Dariusele, mai groaznică decât construcția ce? De mai devreme! Ce? Ce e aici cu apa asta? Ce se întâmplă aici? Doamne, Dariusele, Dariusele, tu-ți bagi joc, mă... Dariusele, tu... Dariusele, tu-ți bagi joc de munca ta, de banii tăi, Dariusele, de timpul tău, că tu ai zis că vrei să facem pe bani. Bă, ce e, mă, asta? Hai, mă, Dariusele, nota 2, bă, Dariusele, vin să-ți arăt eu ce construcție am făcut. Asta, bă, ăsta ți se pare ție castel, mă, pe bune, șmecher, ăsta ți se pare ție castel. Nu mai filmez cu tine, gata, nu mai filmez cu tine, că ești nici. Bine, mă, nu mai filma, păi fii atent, că chiar nu o să mai filmez. După ce vezi construcția mea, chiar nu o să mai apuci să mai filmez, că nu o să-ți mai doresc, Dariusele, uite. 3, 2, 1, ia uite, Dariusele, ia uite. Cum adică porcă? Bă, nu sparge, Dariusele! Dariusele, nu sparge! Bă, vorbește-mă frumos! Bă, nu sparge! Bă, bă! Dariusele, gata, calmează-te și ia uite acum! Intrăm frumos pe poarta aceasta! Ce părere ai tu de poarta asta, Dariusele? Ce e asta? Ce e asta? Cum adică ce e asta, mă? Tu ai văzut ce ai făcut, Dariusele? Mai dreptul să vorbești? Chiar îți vine să vorbești tu, Dariusele, cu ce ai făcut tu acolo sau ce? Cum adică? E poartă! Cum adică ce să fie? E o poartă! E poartă, e frumos, uite ce poartă e să... Ce poartă urâtă! Mai bine stau astea închise, mai bine. Bă, lasă-le, ce? Bă, așa, Dariusele, că după dai, cum ai închis tu poarta, Dariusele, că după trebuie să închizi poarta. Ce? Da. Hai să ți prezint. Fii atent, Dariusele, aici, mamă, Dariusele, uite aici, ce crezi tu că e ăsta? Uite turnul. Ia uite. Uite-te din uite-te din aici. Aici, ai uitat să faci aici mod. Păi nu, am zis că nu mai fac, că deja 100% ai pierdut tu, Dariusele, și am zis că nu mai fac. Nu faci tu. Da, uite, Dariusele, ia uite ce părere ai tu așa în ansamblu. Ce note ai dat tu, din ce vezi așa aici din afară, din exterior? Băi, urât, ăsta parcă tu nu ai fel, parcă. Da, urât, ce ai făcut tu, Dariusele, foarte frumos. Da, ce ai zis, ce? Bă, de ce spargi, mă, Dariusele? Ce ai spart aici? Ce spart? Nimic, hai, Dariusele, fii atent, ia uite, fii atent, Dariusele, aici, ia uite, uite. Ce e acolo, ce e acolo? Bă, nu pe acolo, nu pe acolo. Bă, ai găsit locul secret, dar să uite, pe aici intri prin turnurile astea, dar aici intri prin turnurile astea, dar... Bă, ce spargi, mă, Dariusele, ia uite, sus de tot, ia uite, frumos, ia uite. Îți place, mă, Dariusele, uite. Stai aici, aici te campezi, eu mă uit la tine, îți dau cu sniperul și mor. Dariusele? Da, așa se întâmplă. A, bă, fii antenă, bă, ce no, 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 nu pune terete, Dariusele, că mă enervez, nu pune terete. Dariusele, Dariusele? Gata, nu mai da, Dariusele, pe bune, hai, că suntem aici la construit, Dariusele, dă o notă, sincer, din ce ai văzut tu aici, dar fii atent, vină și aici să orice în turn, Dariusele, în turnul principal, Dariusele, că aici e cel mai jmecher, Dariusele, ursul de tot, și stai aici frumos, vezi toată lumea, mamă cât de tare e, Dariusele, mamă, Dariusele, e foarte mișto aici. Ce? Bă, nu te arunca, mă, Dariusele, nu te arunca, bă. Nu, stai. Ce faci, mă, ce faci? Ce vrei să faci? Ce faci, mă? Bă. Bă, ești bolnav, Dariusele, ești bolnav. Dariusele, ești bolnav. Ah, fii atent, Dariusele. Dariusele, du-te și tu. Bă, Dariusele, dacă știi tu cu MLG-uri și de-astea. Dariusele, dacă știi tu cu MLG-uri și de-astea. Dar Dariusele, dacă știi... Bă, de ce mi-ai scos ora? Bă, nu, dă notă,
de la castel înainte să mă omor doar atât. Bă, dar Râsele, poți să-mi explici și mie unde m-ai adus și ce e cu albastru și roșu? Spune că nu m-ai adus iar la ăstea cu construit, nu, că mă enervezi, pe bune. Bă, dar Râsele, ce nu mă, ce, da, da, ce e aici? Explică și mie, ce e aici? Mi-am făcut galerie de picturi. Ce ți-ai făcut, o galerie de picturi? Bă, tu ești, dar când ai un pictor, bă? Ce zice lei, mă? Hai, mă, du-te, mă, cu asta. Nu, nu. Dar Râsele, Darusel, iar m-a adus la concurs de construit, mă, și ce concurs de construit e ăsta? Baza secretă de noob versus de pro. Bă, Darusele, bă, și ce ai mai pus aici? Ia, 100 de lei, clasic, chiar vrei să-ți iau toți banii? Bă, Darusele, tu vrei să-ți iau banii de acum sau mai are rost să construim? Știu că o să câștig, știi că o să câștig, Darusele, adică eu nu știu ce. Bă, Darusele, fii atent. Bă, stai mă puțin, uite-te mă puțin la mine. Tu vrei să facem baza secretă de noob versus baza de pro? Bă, Darusele, da, explică și mie, de unde sunt ție ideile astea? Pentru că ești foarte slab, adică tu nu știi să faci absolut nimic. Tu pierzi de fiecare dată și sunt ideile tale, Darusele, nu te înțeleg. Bă, Rafaele, bă, gata, m-am suturat tine și oste, ba, ba, ba. Ok, Darusele, am înțeles. Vrei să facem baza secretă de noob versus baza secretă de pro? Păi hai să începem, Darusele, fiecare la locurile lui. Bă, Darusele, ce îmi pui, bă, aici numai animale, bă. Ce mă, ce? Bă, Darusele, tu nu vezi că mi-ai scris și numele R acolo, mi-ai scris litera și tu nu știi unde te-ai dus. Doamne, Darusele, ce uituc ești. Bă, ești uituc rău de tot, bă, Darusele, dar scoate animalele astea, câte animale pui, bă, ce că nu facem nimic cu animale, nu facem fermă, Darusele, aici, nu facem crescătorie. Le bag cu mătura, le bag cu mătura. Doamne, cu mătura le bag, bă, Darusele, nu, că nu se mai poate așa ceva. Ok, bă, Darusele, am înțeles, vrei să facem o bază secretă, eu mi-am ales materialele, nu știu de tine, dar aici de noob, am eu o idee, dar să sperăm să vedem, Darusele, oricum, aici la noob ar trebui să câștigi tu că tu ești la noob, dar, da, am înțeles, Darusele. Păi ce mă, nu e adevărat, nu e adevărat sau ce? Nu, ce? Cum nu e adevărat, mă? Ești simțit? Fii atent, Darusele, că fac aici o bază de noob, da, fii atent că o să fie chiar de noob, dar înainte să arăt aia că e de noob, să vezi ce fac aici, că încă nu arăt, dar fii atent, Darusele, asta o să fie cea mai de noob bază, adică o să-ți placă 100% pentru că e pe placul tău, pentru că tu ești un noob, Darusele. Și asta se poate adeveri pentru că este foarte adevărat acest lucru, adică nu trebuie să negi așa ceva. Nu e așa, e adevărat că ești noob? Nu, bă, Darusele. Bă, pe ce mă, nu e adevărat sau ce? Gata, bă, Darusele, deși eu sunt pro player. Am înțeles, Darusele. Pe mine, mami, m-a făcut pro player și pe tine te-am făcut fraier. Pe ce mă, eu sunt făcut aceeași mamă, mă? Deci, eu am terminat baza, dar ca să fie o bază de noob, de noob, adică chiar de Darusele, baza secretă intrare. Deci aici, aici, din ăsta e. Ce mă, ce nu mă, ce nu-ți convine, Darusele, ce nu-ți convine? Eu am terminat baza, eu am terminat baza, pe ce m-am zis ceva de tine, Darusele, sau ce? Eu am terminat baza, eu am terminat baza, Darusele, asta e baza de noob, reveni cu baza ta pro, dar Darusele, tu ai terminat, că eu acum vin chiar la tine și mă uit. Bă, Darusele, ce să mă cu crescătorile astea de animale aici? Câte animale mai pui, bă, Darusele, ce, bă, Darusele, hai mă, gata, eu sunt aici, bă, Darusele, vreau să-ți văd baza aia de pro mai, nu, de noob, pardon, de noob, că de pro oricum nu e posibil la tine așa ceva. Deci, mă, ce se întâmplă? Bă, Darusele, ce cauți iar cu invizibilitate la mine? Bă, ce faci, mă? A, bine că pot să văd acum pe la tine. Mamă, ce? Bă, Darusele, poți să joci cum trebuie, să nu mai faci așa, că mă super. Da, eu n-am făcut nimica. Bine, mă, n-ai făcut nimica. Pentru asta mai 10 secunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gata, Darusele. Hai, vino aici să arătăm construcția. În sfârșit ai venit aici, Darusele, și hai prima oară, fii atent. Piatră foarte gârtie la. Na, vroiam să facem și o piatră foarte gârtie, dar de ce ai ajuns, Darusele? Ia. Unde e baza? Cum adică unde e baza? Asta e baza. Bă, Darusele, tu nu ia vino aici. Ce scrie aici? Tu nu ai văzut sign-ul ăsta? Ia uite. Baza secretă intrare. Și ia, fii atent să-ți arăt care e intrarea. Bă, nu pe acolo, bă. Bă, nu e intrarea. Bă, Darusele, ce faci, mă, mi-ai stricat. Bă, mi-ai stricat baza, mă. Bă, mi-ai stricat baza. Nu e aia intrarea, Darusele. Bă, Doamne, bă, Darusele, mă enervez la culme, pe bune, Darusele. Uite, facem așa în felul următor. Și pe aici este intrarea. Bă, nu mai pune. Bă, vino sus, te arăt. Deci, în primul rând, Darusele, nu mai sparge nimic. Eu nu te-am pus să spargi, Darusele, ok? Scriem aici bază secretă intrare, ok? Și asta e bază secretă de noob, da? Lași sign-ul ăsta aici și sparge aici. Uite-te aici. Bă, alo, Buratino, vino mă încoace, Darusele. Una, două. Bază secretă intrare, sparge să intri, ok? Păi da, sparge aici atâta. Uite. Și asta e bază secretă, Darusele. Ce părere ai de baza secretă a mea? De ce râzi? Bă, Darusele, ce simți, bă, Darusele, zi, bă, pe bune, ce părere ai de baza asta secretă, Darusele, dacă, bă, Darusele, poți să nu mă mai enervezi atâta, poți să nu mai îmi dai kick în continuu, să nu mai îmi dai kill, să nu mai faci nimic, bă, Darusele, bă, Darusele, zi-mi ce note îi dai la construcția mea, la baza secretă de noob.
6? Băi, e o notă bună, hai să vedem ce ai făcut și tu. Mă, ce e asta, bă, Darusele, am să faci bază secretă, asta e bază secretă la tine, tu ai făcut o casă! Da! Bă, Darusele, ți se pare că o casă e bază secretă, casa lui Castro, nu intrați. Ia, ce ai făcut aici? Ce ai făcut aici? Nu spargi. Ia, și dacă sparg aici? Bă, Darusele, asta vrei să zici tu că e bază secretă, da? Și da, cu... uite, acestea sunt secrete care nimeni nu le are. Yay! Am înțeles, Darusele, deci nimeni nu are itemele astea secrete. Bă, e da. Conceptul mișto, bă, Darusele, dar baza asta secretă n-are și ea un acoperiș, n-are nimic, adică casa asta, nu, bă, ce bă, e cu casa asta? Păi nabul ăsta nu are, bă, nabul de Castor, nu are. A, păi casa, cum, păi casa ta, Darusele, tu ai făcut casa asta, cum adică? Ce casă? Că nu e nicio casă. Ți-ai distrus casa? Bine, mă, ți-ai distrus casa din nou, Darusele, și am câștigat din nou 100 de lei, adică am câștigat prima. Bine, mă, Darusele, am câștigat prima, adică nu știu, dar fii atent, Darusele, vino aici la mine și oamenii trebuie să voteze, Darusele. Dacă țineți cu Darusele, scrieți în comentarii Darusele la casa de noob sau dacă țineți cu mine, scrieți Rafael la casa de noob. Și la casa de pro, vă asigur eu că eu o să câștig 100%. Eu. Hai să te văd, Darusele, ce să câștigi tu la casa de pro, pentru că în 3, 2, 1, adică la baza secretă de pro, 3, 2, 1, Darusele, hai să vedem ce putem să facem fiecare, pentru că o să fac ceva și mică, baza secretă, Darusele, și tu nu o să faci absolut nimic. Deci am făcut așa un mic mecanism aici, foarte frumos, Darusele, de care tu nu o să-ți dai seama, pentru că intri pe aici, bam, 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 să închide ăsta, bam, 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 apeși și înapoi pe ăsta și să deschide, da, ce mă, ce ai făcut, mă, bă, Darusele, tu ai făcut ceva până acum măcar? Da. Ce ai făcut până acum tu? Un munte, bă! Bă, păi tu faci munte, mă, faci ori bază secretă, ori munte. Ce faci acolo, Darusele? Dar păi, acum, bă, ce mă, ce? Păi de ce să fie mă nețințit? Păi, bă, bazele secrete fac în munte, nu? A, bazele secrete le faci în munte, am înțeles, mă. Bine că mi-ai spus, Darusele, unde ți-ai făcut o bază secretă. Ce, deja nu mai e bază secretă, adică mă înțelegi ce spun? Mă înțelegi ce vreau să zic? Nu mai e bază secretă. Bine, mă, lasă că văd eu, Darusele, deci fii atent, Darusele. Eu aici o să fac o chestie super tare, adică o să fac un fel de vulcan. Adică tot așa, un gen e ascuns într-un vulcan, dar mai multe nu vreau să zic, Darusele, pentru că o să iasă ceva super tare, Darusele, și tu o să fii foarte gelos pe construcția mea și o să zici tu, Darusele, fii în moment. Fii atent cum o să zici tu. Mamă, ce aș vrea și eu să fac așa ceva, Darusele. Așa o să zici, dar tu n-ai cum să faci așa ceva, Darusele. Eu sunt râd de tine, că tu ești un slăbănoș. Tu râzi de mine, mă, Darusele, și eu râd de tine, Darusele, că te auzi foarte încet, Darusele, adică aș putea spune. Eu râd de mama ta, eu râd de mama ta. Păi de ce? Am zis ceva de mai mama ta, Darusele, sau ce? Nu, las. Ok, deci momentul următor, Darusele, fii atent că o să pierzi tot jocul acesta, aș putea spune, Darusele, pentru că ești foarte slab, ok? Știi că ești foarte slab, Darusele, ți-a mai spus cineva treaba asta că ești foarte slab? Nu, ți-a mai spus mie? Bă, toată lumea mi-a zis că sunt șef lor. Da, îmi dau seama, Darusele, îmi dau seama, Darusele. Mamă, Darusele, deci, bă, nu prea arată ca un, ce am zis eu, ca un ăsta, dar, e ok. Arată ca un cățel. Da, Darusele, arată fix ca tine, adică ca un căcățel ca tine, da. Ce? Ai dreptate, Darusele. Bă, dar unde știi, mă, tu, Darusele? Dar tu știi prea multe, Darusele. Nu crezi că știi prea multe? Cine ți-a spus ție atât de multe lucruri? Poți să-mi spui și mie cine ți-a spus? Nimica. Bă, eu te-am întrebat cine ți-a spus, nu nimica. Ce nimica, bă, Darusele? Bă, Darusele, pe ce planetă trăiești, bă? Planeta China. Pe China? Bă, Darusele, ești chinez, mă? Cinchon Chang Bing Chang. Bine, bine, mă, Darusele, se vede că știi și chineză, deci Darusele învață la școală chineză, aș putea spune, dar Darusele, fii atent că o să pierzi, atât îți spun, pentru că eu fac cea mai șmecheră construcție aici, cea mai șmecheră bază secretă. Îți urez noroc. Pentru ce? Bine, mă, Darusele, îmi urez noroc, că tu mereu îmi urez noroc, Darusele, mulțumesc pentru noroc, aș putea spune. Da, chiar... am pierdut. Cum adică am pierdut, mă? Pe ce am pierdut, mă, Darusele, eu? Cum să pierd? Eu sunt câștigător, nu-i așa? Pe bă, ți-am zis, mă, tu ai pierdut multe, ți-ai pierdut banii, eu ți-am furat banii, ți-am mai sulată și... Ce mi-ai furat, mă? Crezi că ai vreo șansă asupra mea să mă bați, bă, Darusele? Da! Tu chiar crezi? Bine, mă, Darusele, să te văd cum o să intri tu în baza asta secretă, pentru că n-ai cum să intri în baza asta secretă. Bine, mă, Darusele, explodezi cu TNT și cine, la cine crezi că ajung banii dacă explodezi tu asta mea cu TNT? Cum să ajungă, mă, la tine banii? Ia fi atent, Darusele, mamă, deci fii atent aici că am cel mai șmecher ăsta din lume, am cel mai șmecher vulcan din lume, Darusele. Tu n-ai mai văzut asemenea vulcan în viața ta, atâta vreau să spun. Ce, mă? N-ai mai văzut asemenea... Rafale, tu vrei bătaie? Bine, mă, Darusele, să-mi dai tu bătaie? Cum, bă, Darusele? Darusele, cum să-mi dai, mă, tu bătaie, Darusele? Tu ai 0 ani, ai uitat? Bă, dar Darusele, vorbește mă frumos. Bă, baza secretă prin exterior n-arată super wow, dar pe interior o să o facem super tare. Adică arată ok, pentru că e un vulcan totuși. Un vulcan cam așa arată, adică nu știu exact cum arată un vulcan. Dar eu zic că e totul ok, dar nu, pe aici nu e ok, că îmi strică mie intrarea asta aici. Okay. Dar ce nu e ok? Nimic, Darusele, nimic nu e ok, am înțeles. Nu, nimica.
Nimica, dar Darusele, nimica. Ok, dacă zici tu. O să vină partea cea mai specială în care tu, Darusele, o să pierzi tot jocul. Pentru că eu o să fac ceva super tare, Darusele, aici prin interior o să fie totul de pro. Adică, Darusele, cu diamante, cu chestii de genul, dar nu zic, ție că vii tu repede să le furi, Darusele. Ce, că te știu eu pe tine cum faci. Bă, deci, eu nu fur nimica, ce ai, mă, ești bolnav. Ah, Darusele, deci tu să înțeleg că nu ești furăcios, nu faci nimic, am înțeles, Darusele. Bine, mă, Darusele, bravo. Eu n-am furat nimica, dar doar ți-am furat inima mea. Bă, stai, mă, cum adică doar n-am furat nimica, dar doar ți-am furat inima mea? Cum adică ți-am furat inima mea? Ți-am furat inima ta. Bă, Darusele, bă, dar... Uite aici facem și tavanul frumos, să pară că totuși suntem într-o bază secretă, așa, minți, foarte frumoasă. Ce pe cine minți? Cu ce minți, Darusele? Pune și mie cu ce minți să zic să văd. Da, mă, da, minți, Darusele. Ia să văd cu ce minți eu, bă, Darusele. Pe cine minți? Tu că câștigi, că tu o să pierzi. Da, unde știi, mă, tu că o să pierd, Darusele? Și dacă câștigi, câți bani îmi dai? Îți dau un pumn în gură dacă nu taci. Bine, mă, Darusele, gata, mi-e frică de tine, numai. Bă, Darusele, nu mă mai pun cu tine, că mi-e frică, Darusele, deja. M-a luat frică, bă, Darusele, cu tine nu e, cu tine nu e de glumit, Darusele, deci cine să pune cu tine să glumească, am încurcat-o de tot, deci să nu vă puneți cu Darusele la harță, la chestii de genul, că Darusele vă bate, cum ar veni, Darusele vă omoară și Darusele, adică e un foarte fraier, adică nu e nimic altceva. Așa, bun, acum începem în felul următor. Facem pe aici foarte frumos lucrul acesta, pentru că Darusele, tu o să pierzi și nu mai plânge, Darusele, pentru că nu ești fetiță sau ești fetiță cumva? Ești fetiță? Nu, bă, eu sunt bossul la toți care nu dau like și subscribe la contul meu de YouTube. Ah, tu ești bossul la toți care nu dau like și subscribe la contul tău de YouTube. Nu. Pe cum? Nu așa ai zis? Bine, mă, eu sunt bossul la toți. Da, ești bossul, numai boss nu erai tu, Darusele, dacă tu o să ajungi boss, Darusele, să duce toată lumea asta pe dos. Nimic. Dacă eu ajung, un milion de lei îmi dai. Da, dacă tu taci, cum ai vrut să zici, dacă taci, și mai bine taci, gen, că așa trebuie, Darusele. Păi, Darusele, tu nu trebuie să vorbești. Ce nu înțelegi? Că tu nu trebuie să vorbești, Darusele, și am făcut o greșeală aici foarte mare, dar o repar. Bă, viața ta e o greșeală. Să văd ce greșeală o să fie viața când o să pierzi aia 100 de lei pe care tu mi-ai promis, Darusele, pentru că inevitabil sau nu, Darusele, tu trebuie să-mi dai 100 de lei. Cine ești? Că nu te cunosc. A, acum nu mă mai cunoști. Când e vorba, tu mă inviți la hide and seek, mă inviți la asta și acum nu mă mai cunoști. Ok, bine, Darusele. Hide and seek la ăsta, Darusele. Poate facem și hide and seek să zici ce te sparg la hide and seek, Darusele. Pentru că eu sunt șeful la hide and seek, Darusele. Ce șef, mă? Bine, mă, Darusele, deci fii atent aici, eu fac cea mai șmecheră. Aproape că am râs. Darusele, eu acum mă ocup de interior, aș putea spune, și spune-ne și tu nouă, că chiar nu știm absolut nimic din ce faci, că nu ne-ai spus absolut nimic. Spune-ne ce faci tu acolo, Darusele. Deci primul și ultimul interviu. Ce interviu, mă? Ce primul și ultimul interviu? Pe care, așa, bun, bravo, Darusele, să vedem dacă știi limba română. Eu am făcut cel mai bun castel ăsta, cel mai bun loc secret din lume și nimeni nu o să-l vadă, că eu sunt așa pe playerul. Chiar nu mi-aș dori, sincer, să-l văd, adică nu ți-ai dori tu să-l vedem, pentru că e cea mai proastă construcție, Darusele. Bă, Darusele, tu crezi că o să câștigi, mă? Am-o pe bune, fii serios, Darusele. Mă, cine te-a mințit, mă, pe tine? Cine te tot minte, Darusele? Păi, normal, Darusele, că toată lumea trebuie să te mintă, adică nu e foarte bine, Darusele, trebuie să te mintă toată lumea. Păi, tu, Darusele, bă, Darusele, tu crezi că o să faci ceva foarte șmecher, adică tu ce crezi că faci tu aici, Darusele? Tu te crezi șmecher, mă, tu, Darusele? Te crezi șmecher? Eu sunt gamer și o să te bat la acest joc. Doamne, Darusele, deci fii atent, Darusele, că fac cea mai șmecheră construcție din lume, Darusele. Eu pot să zic că aproape am terminat, dar încă n-am terminat, pentru că nu știu ce aș mai putea să fac, adică vreau să fac mai multe chestii aici, pentru că, Darusele, fii atent ce o să fac acum, pentru că tu o să ai nevoie de asta, că altfel nu, dacă tu, asta e chestia la baza asta secretă. Asta e chestia la baza asta secretă, Darusele, nu mai zice, mă, pentru că asta e chestia. Tu, dacă nu ai așa ceva aici, tu dacă ce mă dărâns, Darusele, tu dacă n-ai, bă, alo, bă, ce mă dărâns? Deci, fii atent, Darusele, tu dacă nu o să ai așa ceva ce pun eu aici, încă nu știi, dacă nu o să ai, n-ai cum să intri pe aici, pentru că e anti, Darusele, cum ar veni și da, am înțeles. E anti-lavă, bine, Darusele. Bă, Darusele, eu pot să zic că cred că am terminat, adică hai să-mi pun și eu toate lucrurile astea pe mine, pentru că am nevoie de ele și de asta ca să te omor. Bă, păi te las-o la baza mea să mă vezi, te las-o, Darusele, că trebuie să vezi aici minunăție, să înveți și tu cum să fac baze ascunse, Darusele. Tu asta trebuie să înveți. Tu asta trebuie să înveți, Darusele, cum se fac baze. Deci cam așa arată baza mea secretă. Nu știu dacă îi mai adaug ceva, poate dacă Darusele încă nu termină, dar momentan revenim după. Ce faci, mă? Tu să-i aduci la viață, dau o viață, că tu nu ai, dar măcar baza sară. Ce sară, mă? Ce bă, Darusele, tu te crezi pe cum, mă? Bă, Darusele, tu știi ce înseamnă ară? Să ari? Cum adică să ari?
Doamne, dar Darusele, nu, că e, Doamne, dar Darusele. Bă, trebuie să mai pun și aici niște chestii așa, să umplem și noi ăsta inventarul, cum s-ar spune aici, pentru că până la urmă suntem într-un loc în care Darusele o să piardă, adică Darusele nu o să câștige niciodată acest lucru, pentru că Darusele este foarte slab. Da, Darusele, ăsta este adevărul, pentru că ești foarte slab, Darusele, nu o să câștigi absolut. Bun, deci cam așa arată din exterior toată nebunia asta mea, baza asta mea secretă, așa un fel de vulcan, aș putea să spun. Nu arată ea cel mai grosav din afară, dar dacă intrăm înăuntru trebuie să avem această chestie secretă, pentru că cu asta nu putem să intrăm. Și să ne gândim, bă, dar unde o fi intrarea, că nu vedem. Bă, pe aici ia, o fi pe aici, bă, parcă nu pare așa de rău, adică, bă, dar stai, bă, parcă l-aveam așa. Nu, cred că așa trebuie să-l fac puțin mai jos și aici așa, ceva de genul. Deci cam așa, nu. Deci era bine cum l-am pus înainte, dar da, să înțelegem noi frumos aici, bă, intrăm pe aici așa frumos, bă, unde să intră, cum trebuie să facem, noi intrăm pe aici, pe aici trebuie să intrăm și sărim aici, bam, și pe aici trebuie să intrăm cu asta, dar pe aici ce facem, unde? Nu e nimic asta, pentru asta trebuie să deschidem din partea asta, să facem aici un mic parcurs, adică vedeți, urcăm pe aici, bam, 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 și după dăm de aici, bam, și s-a deschis cum ar veni și cam asta e totul, hai să vă arăt și înăuntru cum am făcut, ce am mai schimbat pe aici, deci cam astea sunt așa. Perfect, bam, 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 bam. La, 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 dar să le lasă, bă, mătura asta. Bă, Darusele, tu ce ai, mă, cu mătura asta? Bă, Darusele, fii atent de data asta. Tu ai fost prima oară la mine, da? Acum vreau să merg eu la tine. Nu, a, mă, bă, dar iar vrei să mergem prima oară la mine. Bine, mă, Darusele, deci cum adică? Ce porcărie asta, mă, ce? E vulcan, e vulcan, Darusele, cum adică ce porcărie asta, mă? E vulcan, Darusele, e vulcan, dar... Bă, Darusele, e bază secretă, Darusele, bază secretă. Bă, pe nu trebuie să fie frumoasă pe exterior, Darusele, pentru că e o bază secretă, Darusele. Ia, pune-te, ia, bă, tu ce faci, mă, ți-ai foc, Darusele, ți-ai foc sau ce faci? Stai, nu intra. Deci fii atent, Darusele, gândește-te așa puțin, pe unde ar trebui tu să intri, dar să nu intri, pentru că dacă nu ai protecție, cum am eu, după cum poți vedea, eu am protecția aceasta, Darusele, da? Și cu asta trebuie să intri, că altfel nu poți să intri, Darusele. Deci pe unde crezi tu că e intrarea așa după tine? Ești aproape. Doamne, Darusele, vino mai aici, bă. Bă, Darusele, tu nu vezi intrarea fix lângă tine aici? Une, asta, ia aici. Aici, bă, aici, Darusele. Și tu nu poți să treci prin asta pentru că n-ai. Trebuie să-ți dau, ia uite, Darusele. Ho, bă, trebuie să-ți dau ăsta, uite, Darusele. Păi ce design, mă, Darusele, că bă, Darusele, e o bază secretă. Tu cum vrei să-i fac design? Vrei să se dea seama? Ia, să intrăm, Darusele. Ia, am intrat și asta-i totul, mă. Da, Darusele, asta-i totul. Îți place baza mea secretă? Da, mă, da. Bă, nu mai sparge. Deci, Darusele, îți place, mă. Îți place, mă. E mișto baza, da, nu? Îți place? Da, bă. Aici, te-am bătut, Darusele, nu-i așa? Te-am bătut? Da, bă. Darusele, ia stai puțin aici, dar să mă aștepți aici la intrare. Să mă aștepți fix aici. Sau stai acolo, Darusele, să mă aștepți fix aici, Darusele, pentru că eu fac o chestie. De ce vii după mine, Darusele? De ce vii după mine? Rămâi acolo, Darusele, că ia uite ce fac eu ție aici, ce-ți pregătesc eu ție, Darusele. 3, 2, 1. Sau zice ceva, Darusele, cumva și nu știu eu. Bă, de ce ai intrat, bă, înăuntru? Bă, ai stricat tot ăsta, bă, Darusele. Mă, ce așa de puțin diamante, ia. Cum, bă, omule, tu nu vezi că e totul acoperit de diamante și sunt foarte multe chestii aici, uite câte chestii am. Am și torci și toate astea, bă, de ce spargi, mă, Darusele, nu spargi, că eu nu sparg ție, da? Ce asta? Cum adică ce asta? Păi, ia, apasă tu pe ea, ce? De ce, bă, nu sparge, că-l strici, nu sparge. Nu puteam să apăs pe ea. Atent, uite de acolo, uite, stai acolo la ușă, da, uite la ușă. Uite la ușă. Te-am închis. Bă, nu sparge, bă, Darusele. Du-te la ușă. Ok, vezi că e ușa deschisă, da? Da. Dă-ți puțin astea jos de pe tine. Aruncă-mi-le mie puțin. Aruncă-mi-le mie. Bun, Darusele, acum că s-a dat astea jos, Darusele, deci fii atent, te uiți la ușă, da? Uite la ușă. Acum ai rămas aici închis pe viață, Darusele. Și cum adică, mă, ce? Vrei să ieși, ha? Vrei să ieși, Darusele, vrei să ieși, ha? Bă, nu, gata, fii atent, Darusele. Ce notă-i dai tu la toată chestia asta mea, dar am făcut eu aici? Ce notă-i dai? Bă, gata, ho. Deci uite-te bine atent, Darusele, am făcut și aici chestia asta, manevra asta super tare, dacă tu 100% nu te-ai gândit, Darusele. Dar spune, nu pune TNT, Darusele. Nu pune TNT, că trebuie să vadă lumea, trebuie să vadă lumea asta, să voteze lumea, Darusele, nu trebuie să pui TNT, că trebuie să voteze lumea. Deci ce notă dai tu? Bă, nu pune, bă, TNT. Hai, bă, Darusele, dă o notă, zi o notă, așa la tot ce vezi tu exterior, interior, intrarea asta secretă, tot ce vezi tu la... Deci, bă, păi, fii atent, nu? Îți era cam foame, nu? Da, mi-ai furat, bine, azi. Prima oară pe
pe exterior. Bă, pe exterior ți se bătu jos, mă. Și asta, mă, ce vulcan. Bă, Darusele, pe e vulcan, bă, Darusele, cum vrei să fac? Vrei să-l fac frumos ca să dea lumea seama? Da. Doamne, Darusele. Păi da, mă, Doamne, tu, ce vulcan, rău. Așa și bă, pe intrare acum. E intrarea secretă. Ce prin ai de intrare asta? Ia, e o intrare secretă? Că tu nici măcar nu știi pe unde să intre, mă. Bă, tu joci. Ți-ai bătut și aici, joc. Cum e, mă, tu mă joci, ești simțit? Pe bă, numai diamante, nimica frumos, uite, numai. Cum adică nimica frumos, uite. Uite, candele mi-au fost. După ce nimica frumos, dar tu mi-ai mâncat. Și că nimica frumos. Și că nimica frumos. Bă, cum se poate? Puteai să pui așa, Bă, de ce ai furat, mă? Bă, putere să le vină. Uite-le puțin la mine, uite-le puțin la mine. Bă, nu mai umbla prin asta. Nu e nimic frumos aici, dar tu mi-ai mâncat torturile. Cum adică vrei să spui? Mă, cred că numai tortul îți dă o notă la casă. A, bine, mă, Darusele. Păi și ce notă îi dai la casă la baza asta secretă, până la urmă? Bă, chiar baza de lume e mai bună, mă. Ce e asta, mă? Doamne. Nota 6. Păi, nu, cum e? Mi se puțin, dai aceeași notă. A, mă, du-te, Darusele, că ești invidios, Darusele. Dar fii atent, Darusele. Treaba asta în felul următor. Arată, ia găsește tu locul pe unde trebuie tu să deschizi chestia aia. Ia, mă, așa, gata. Găsit, și unde e? A, gata, așa, bravo, Darusele. Păi normal că m-am dus eu aici, că altfel nu-l găseai. Hai să trecem și la tine, Darusele, pentru că asta mea 100% te-am bătut. Hai să te văd. Da, sunt gata. Ce, mă, ăsta? Bă, ce-ai făcut, mă, munte aici? Ce, bă, dar nu mai animale ai pe aici, bă, Darusele. Ce e ăsta? Ce cu muntele ăsta? Ia, ia, ce, Darusele, ce sunt cu astea în aer pe aici? Bă, ce, mă, ăsta aici? Ce, ăsta cu bicul? E sus baza, uite, dacă vine, vii sus. Ai făcut-o în aer? Asta ți se pare baza secretă că arată ăsta locul unde e? Mă, bă, nu mai facem mișto. Că nu e sus, arată-mi unde e, ia unde, da, Darusele. Arată-mi unde e, hai, arată-mi unde e. Găsește-o, mă, găsește-o tu. Nu găsești. Ia să văd ce pe aici diferit. Toate chestiile astea, bă, Darusele, bă, nu-mi dau seama unde ar putea să fie. Spune și mie unde ar putea să fie. Bă, tu nu o să știi în viața ta ce faci. Păi arată-mi ca să vadă și lumea, să dea notă, dar să zic, okay. Dacă e o bază secretă sau nu. E undeva pe aici, undeva pe aici. Unde, mă? Pă, unde, mă, arată-o, bă, arată-o. Unde e asta? Ce e asta? Că e cu gravel, cu astea. Ce, mă, gravel ăsta suspicios, ia. E suspicios. Mamă, ce suspicios e. Ce, mă, asta, mă, Darusele, ia. Păi, Darusele, tu-ți bagi joc? Ți se pare mai frumos decât la... Adică ai făcut un televizor și aici ai pus aceleași lucruri ca mine, adică gen... Ce, mă? Și băi, cu asta ce sunt? Nu intru nicăieri, gen, adică nu e nimic secret. Ce? What? Bă, păi, Darusele, fii înapoi. Păi, e ceva secret aici, e ceva secret. Ce secret, mă, ia, am intrat. Ce secret? Ce secret? Bă, Darusele, pentru casa asta ta, deci fii atent, ce gata. Bă, Darusele, pentru casa asta, bă, baza asta secretă ta mie chiar îmi place, sincer, e foarte mișto făcut ăsta aici, nu știu cum ai stat tu să faci tot ăsta, sincer, ăsta, dacă ai folosit ceva, Darusele, chiar nu știu, dar arată super... Ok, bine, n-ai folosit, bă, Darusele, dar chiar arată super mișto, adică mie chiar îmi place cum arată, Darusele, eu chiar zic pe bune, pe față, la astea, pentru că mie chiar îmi place cum arată și o să-ți dau nota 8, Darusele, nota 8, tot ăsta pe aici, pe ce, mă, tu-mi dai 6 și nici nenotoarea ala că tu mi-ai fi dat 10, Darusele, tu mi-ai fi dat 10. Nu, mă, bă, ce notă-mi dai mie, ce notă-mi dai? Nota 6, pa! Mă, du-te, mă, de aici. Astăzi, Darusele, te-am adus chiar eu la concurs de construit și lasă măturaia deoparte, Darusele, pentru că vreau să te bat la concurs de construit. Până acum, tu ai zis în continuu, dă concurs de construit, dar e rândul meu să mă iau de tine și să te aduc aici, Darusele, până la urmă, că așa trebuie și da, uite-te, vină-n coace, Darusele, vină-n coace. Ce, mă? Cum adică, mă, Darusele, pe ce? Ce, mă, nu-ți place monitorul meu, bă, Darusele? Bă, ce, nu-ți place cum arăt? Ce? A, pe bă, Rafaele, bă, dacă tu stai cu aia, bă, dar Darusele, tu ești un porc, bă, eu sunt calculator, tu ești, bă, vină-mi coace, fii atent, Darusele. Oamenii o să zic că e, că le place, pentru că oamenilor le place, doar ție nu-ți place, că tu ești singurul hater de aici, Darusele, dar, ghiși de ce, nu te duce, ghiși de ce mi-am pus eu calculatorul ăsta pe cap, pentru ce? De ce? Are legătură... Nu? Doamne, nu scumpă niciun calculator, Darusele, ia vină cu aici să-ți arăt, să vezi de ce, Darusele, de ce, ia uite, citește ce scrie aici. Concurs de construit, Rafael Nabu. Bă, aici. Setup de gaming, Rafael Gnabu, pentru Darusele Pro. Da, Darusele prostul, ai dreptate. Bă, fii atent, Darusele, astăzi te-am adus la un concurs de construit, pentru că de fiecare dată tu m-ai adus, dar de data asta am zis eu, hai să te aduc chiar eu pe tine, Darusele, uite-te la mine, scoate-ți rad de pe cap să te vadă și lumea să râdă de fața ta normală, nu de capul ăla de mistres. Așa, scoate-l de pe cap, ți-am zis. Și fii atent, Darusele, scoate-l. Tu să scoți calculatorul. Bă, Darusele, eu am treabă, că noi nu facem podcast, facem, uite, facem concurs, să construiești setup de
gaming, dar nu versus pro. Dar să le prima oară ca de fiecare dată. Uite, ai aici 100 de lei și aici 100 de lei, 100 de lei ai tăi și 100 de lei ai mei, dar usele și o să te bat 100%, dar usele și o să câștig 100 de lei ca de fiecare dată, pentru că da, asta te-am adus aici sincer, ce, ca să ți iau din nou banii. Ha, eu mereu că și da, fanii tăi sunt fanii tăi, mă. A, mă, bă, dar să ești. Ei au milă de tine, băi, ei au milă de tine că da, da, bine, bine, da, da, ar trebui să aibă milă de tine la cine prost ai, dar usele, te auzi din net în paște așa. În fine, deci fii atent, dar usele. Astăzi, dar usele, mi-am pierdut și ideea, nici nu mai știu ce vreau să zic, dar usele. Deci, dar usele, mi-am reamintit ceea ce vreau să zic, dacă tu mă stresezi așa în continuu, bă, nu știu ce toate cale tale, dar Doamne, taci odată, dar usele. Deci, fii atent, știi ce vreau să zic? Țin să recunosc că data trecută la concursul de construit când am făcut baza secretă, la bază de pro, țin să recunosc că te-ai descurcat mai bine dacă vorbim și de exterior. Dacă vorbim doar de interior, eu zic că am câștigat eu, dar per total. Bine, mă, bravo. Bă, ce spargi mai aici? Doamne, dar usele, hai să trecem direct la concursul de construit că nu se mai poate așa ceva, dar usele. Bun, dar usele, pentru prima rundă trebuie să facem un calculator, nu un calculator de fapt, tot setup-ul, dar usele, nu calculator și monitor și orice există într-un calculator, dar usele. Dar de data aceasta, dar usele, trebuie să fie de noob, nu de pro, pentru că e prima rundă, adică trebuie să-l faci cum știi tu cel mai bine, că te pricepi la dase de noob, că tu ești noob până la urmă. Și ca să vadă oamenii, dar usele. Da, numai la calculatoare nu te pricepi tu, dar usele, deci fii atent, dar usele. Ai văzut că mi-am pus botoșii aia în picioare, papucii aia în picioare, pantofii, da, dar usele. Sunt albaștri ca partea mea, pentru că eu sunt pe partea albastră și tu pe partea roșie, unde tu pierzi în continuu, dar usele. Hai să mă apuc de setup-ul de gaming de noob, dar usele. Pentru un setup de gaming de noob, mă gândeam să fac ceva de genul, uite așa, și să pun chestia asta aici, pentru că totuși este un setup de gaming de noob. Hai să facem aici, trebuie să punem și o ușă, dar usele. Tu ce faci, mă, dar usele, acolo? Ia spune-ne și nouă, ce faci tu acolo? Nu contează, bă, deci fac un așa, un setup de gaming care îl are Castro, adică Castro. Pe care? Setup de care căcat. Ah, deci tu faci un setup foarte urât cu catide, adică, am înțeles, bun. Nu! Chiar, da, bravo, bă, dar usele, sunt foarte mândru. Las că vezi ce-ți fac eu. Ce faci, mă, tu, bă, dar usele, tu mă ameninți în continuu, bă, dar usele, știi că, da. Știi că nu e frumos să ameninți lumea, da, dar usele, da, știi, ai? Da, e treaba asta. Îți dau bani dacă ia mei. Ce-mi dai, mă, bani? Nu, ei îmi dau bani dacă ia mei. Da, păi cum, mă, pisei, cu cine îți dă bani dacă ia mei? Adică, ce înseamnă asta, dar usele, tu te auzi ce vorbești aici? Tu vorbești, iar vorbești limba chineză, dar usele, ce limbi mai vorbești aici? Le zic secretele lor. Doamne, dar usele, ești cel mai ciudat. În fine, o să facem aici, dar usele, spune și tu ceea ce faci acolo. Vorbește-ne despre talentul tău născut, l-a făcut. Deci, băi, nebunule, băi. Zi. Deci fac aceea cel mai bun calculator, bă, da, de nap care l-ai văzut, bă. Păi, deci, da, chiar, placa, da, bă, placa video, băi, cea mai urâtă placa. Păi, normal, mă, că ești urât, bă, dar usele, ești urât, normal. Ce, bă? Păi, normal, dar usele, tot e urât la tine pentru că tu ești urât, tu faci chestii urâte pentru că tu ești, dar usele, 2012. Bă, mă, ce mișto arată așa. Ce masă, mă, ce masă? Păi, faci setup de gaming, dar usele, trebuie să faci un setup de gaming, nu știi cum arată un setup de gaming? Calculator fac și monitor, nu? Păi, cu tot cu masă. Da, da, nu, bă, dar acum e de noob, adică nu faci cine știe ce baza cone de aia mare rău de tot, dar usele, ăsta ar putea să fie un fel de laptop, aș putea spune, sincer, chiar ar părea. Bă, ne facem setup-uri de gaming, nu laptop. Păi și ce, mă, laptopul nu poate să fie încadrat la setup de gaming? Că uite, aici am scaun, am de toate. Fii atent că-ți fac ceva foarte șmecher ca să nu mai plângi și tu așa de mult. Că nu mai plângi, o să fac aici și un fel de interior. Adică, ca și cum ar fi o casă, dar... Rafaele, fă o masă. Pe masă, masă, e masă, nu-mi bajul nicio competiție. O masă fac, dar usele, ai dreptate, fac o masă. Tu nici nu te uiți la mine, tu nu știi ce construiești și tu faci chestii de-astea. Nu, aici ar mai pun, lasă așa ca și cum e la jumătate. Și vreau să mai pun eu o lanternă, cum ar veni să avem aici lumină lângă. Bă, Rafaele, dar facem și scaun? Faci și scaun, dar usele, pentru că eu am făcut scaun. Adică faci ce vrei tu, faci ce vrei tu, nu trebuie să... Ce mă întreb pe mine, faci ce vrei tu, dar usele, că e alegerea ta. Dacă... Păcat că facem scaun, păcat. De ce? Pentru mine, bă, că eu cred că nu mai am loc de scaun. Olo, dar usele, dacă nu te descurci la chestii de genul, dacă e slab, asta e calculatorul, e un băț până la urmă, dar n-am ce să zic. Dar trebuie să facem aici și un mic mouse pe care știu cum o să-l fac, pentru că o să-l fac fix așa, bam, gata. Bă, eu am terminat, dar usele, nu știu de tine, eu am terminat, pot să zic că sunt eu gata. Am, bă, dar tu mai ai mereu, mă, dar usele, încerc să mai fac eu niște chestii aici, dar nu mai reușesc nimic. Gata, bă. Asta e setup-ul meu de dar usele, e de pro, e de noob, dar usele, la noob tu faci de la de pro, dar usele, nu te mai chinui atât, tu faci ceva mic, dar usele. Bă,
eu îl fac mare. Bă, ce mic, bă. Păi, bă, cum să faci, bă, mare, bă? Păi mare îl faci la pro, dar în sele. Păi, bă, Rafaele, bă, eu sunt un pro și n-ai. Da, ești, păi da, știu că ești prost, da. Ce? Deci, bă, Rafaele, bă, că tu m-ai invitat la, de fapt, eu trebuie să te invit. Așa, tu trebuie să pe ce? Pe ce, mă, dar în sele? Ce? Ai cum să câștigi slambe? Pe ce trebuie să te să mă invit doar tu, eu când vreau să mă joc, tu nu. Deci eu când eu nu vreau să mă joc, dar în sele tu mă invit, da? Eu când vreau să mă joc, de ce nu vrei să joci tu? Păi, de ce? Bă, cine ai prieten? Mai nu, numai pe mine ca prieten. Păi și tu de ce mă chema numai pe mine, dar zile, că te-am chemat o singură dată. Dar în fine, dar ce ești tu, că o să faci mai frumos decât mine? Cum o să faci tu mai frumos? Da, ambele runde, bă, și oamenii o să zică că eu. Da, toată lumea o să scrie în comentarii că tu ai făcut cel mai frumos. Chiar sunt curios, scrie voi acolo în comentarii cine o fi făcut cel mai frumos dintre mine și Darusel. Da, eu câștig. Darusel, hai, piatră farfecă în hârtie. Dar, de fapt, hai, da. A, bă, iar, bă, lasă-mă, bă. Uite, ăsta e setup-ul meu, Darusel, îți place? Mamă, bă, da, ce mică ia. Păi, normal, bă, că e setup de noob, nu e de pro. Stai. Bă, ce, nu mai schimba, ți-am zis să nu mai schimb, dar să le simțit, nu mai schimba, gata, hai. Hai, e prea departe, eu n-ajung. Cum să fie, păi, dacă tu ești mic, dacă ai 0 ani, ești bebelanis, dar să le. Păi, și cum adică, bă, nu te joci cu Ioana acum, fii atent, dar să le. Stai puțin, uite la mine. Tu parcă ai zis să nu fac, mă întreb de ce am făcut ăsta de mic și acum zici că n-ai loc, păi, cum adică, ești prea mic tu, bă, dar să le, păi. Nu scaun, păi, lasă-l mai aici, păi, după cum să mai dea urât, uite ce urât. Dar usele, dacă muscaunul ăsta aici, cum să muscaunul aici? Uite că e urât, dar usele. Să vede urât, dar usele. Băi, perfect. Hai, Ioane, dă Ioane, atacă-l, dă-mi buț. Ce notă dai la ăsta al meu? Ce notă dai la ăsta al meu? Bă, ia să vedem. Ia 1 2 3 4 5 ori 2 10 3, 10 10 7 7. A, bă, e o notă bună. Eu chiar o notă decentă pentru ăsta, dar nu chiar o notă decentă. Dar hai să te văd și pe tine acum, dar usele. Ce ai făcut tu de tot? Ia, te tot lauzi. Gata să vezi. Sunt gata, dar te lauzi prea mult, dar usele. Ia să văd. Ia. Dar Rusel, ce e, mă, asta? Bă, dar Rusel, tu ai făcut dita mai setup-ul. Bă, da, pe bune kid de noob, da, ai făcut dita mai asta mare. Tu ai văzut cât l-am făcut eu? De chinuit degeaba, că oricum al meu e mai mișto. Ce e ăsta? Bă, nu, am eu mai mișto. Rusel, tu te uiți puțin, tu cum te uiți la, te uiți așa într-o parte, nu? Uite-te, simetria unde e? Simetria unde e? Simetria unde e? Rafaele, e de noob, setup-ul ăsta, bă. A, da, ai dreptate, chiar că e de noob. Unde în viața reală, bă, că cine mai vede așa ceva în viața reală? Da, realistic la tine, minte, dar Rusel, că să nu mai dați de dar Rusel 2012. Da. Și scaunul ăsta, uite, dita mai scaunul și ce e ăsta, bă, dar Rusel? Mamă, cum să ține în ăsta, mai are puțin și cade, bă, dar Rusel. Ia și calculatorul, calculatorul ăsta, ia să văd aici, e făcut din pământ calculatorul ăsta, am înțeles. Rafaele, vine, ce? Ai, bă, ajungem fără de prânz, tu pe tastatură, tu pe tastatură. Doar, dar Rusel, facem concurs de construit aici, cum vrei să joci Fortnite? Poți al tot de slab. Bă, dar Rusel. Bă, cum joci tu, bă, Fortnite pe ăsta, mă? Ce e, mă? Bă, dar ce e asta? Asta ce e? Ce e aici? Bă, ce e aici? Am câștigat. Ce e asta, lopată? Ce e asta? E pușca mea. Ai tu pușca, mă, dar să da. Mamă, ia uite space-ul aici, butoanele, toate butoanele pe aici, asta nu știu ce sunt. Ai pus aici, uite. Pânză, dar să le că ai numai pânză de pe aici. Ok, bă, dar să le nota 5. E foarte naș pe aici. Bă, e foarte. Nu, Rafael. Ce? E de nu, Rafael, e de nu. Păi, dar nu, dar e foarte urât. Tu mi-ai dat 7. Tu trebuie să-mi dai 10. Atunci îți dau eu. Fiate, îmi dai tu mie 10 și îți dau eu 7. Facem așa? Nu, mai bine avem amândoi 10 și comentariul decide, ok? Bine, decide lumea, dar să le. Hai să trecem și la runda de pro, să vedem acum, dar Rusele, fix acum o să fie. Bă, unde te duci? Bă, dar Rusele, bă, unde te duci, mă? Vezi tu aici ce se află în chesturile astea? Yeah. 100 de lei aici? Yeah. 100 de lei aici. Ce ți-ai? Bă, dar Rusele, câte ți mai pui? Lasă-le așa aici, că dacă nu ți-au eu toți banii. Îți-au eu toți banii, no, gata. No, no. Păi atunci gata, lasă-le așa. O să pierzi amarnic, pentru că acum urmează runda de pro, în care tu o să pierzi și o să fac cel mai șmechere. Hai să trecem la runda de pro. Bă, Rafaele, ce Rafaele, mai vrei, Rafaele. Mă? Ce mai vrei, mă? Vreau să dau ceva. Ce vrei să-mi dai? Gata, dar să le mi-am ales câteva materiale aici pe care le voi folosi în mare parte și trebuie să mă apuc de treabă. Mă gândeam să fac aici pentru că va trebui să fie ceva de gen. Ce-i, mă? Bă, Rafaele, bă, eu am terminat deja scaunul cu greu. Cum, bă, abia am început, bă, cum ai terminat scaunul? Bă, ia, ce e acolo? Ce să vede așa negru ăla, bă? Bă, gata, să vede puțin. Păi dacă l-ai făcut prea mare, bă, dar să le cât faci, mă, scaunul ăla de 7 mm, miliarde de metri, pardon, de 7 miliarde de metri faci scaunul ăla. Am înțeles, dar să deci fii atent. Eu o să mă ocup acum, trebuie să fac aici foarte frumos chestia asta, aceasta de aici, cea mai tare chestie din nume, dar Rusele, despre care tu nu știi cum se numește pentru că ești un Darusel mititel, tu nu știi cum se numește. Eu sunt un Darusel fericit. Am înțeles.
Ce ai, bă, bă, da, bă, bă, termină-te. Bă, spamezi, bă, spamezi. Ce spamezi, bă, bă, ești tryharder la setup de gaming, de construit, la concurs, da, de construit. Într-un final, am terminat și masa. Cam așa arată masa. Sper să aibă loc toate chestiile pe care o să le pun pe masa aici, dar o să le, pentru că da, o să fac ceva foarte șmecher, dar acum cred că mă ocup și eu, aș zice să mă ocup și eu de scaun. Ce părere ai, dar o să le, să mă ocup de scaun sau nu? Nu! De ce? Nu. Dar știi că o să... Că... Știi că o să pierzi? Nu, nu. Păi, ai face bine să știi, că da, adică e logic. Ce? Păi ce? Doamne, îmi fac și cruce, dar răsulele când te aud, pe bune. Ok, hai. Bă, Rafaele, să-ți pui pe setup cruce. Ce să-mi pun, mă, pe setup cruce? Bine, fii atent că o să-mi pun cruce pe setup. Copii, hidratați-vă cu apă dacă nu muriți. Bun, și am făcut aici cel mai șmecher, cel mai șmecher scaun din lume, dar răsulele, dacă o să-l vezi, o să-l nebunești, dar răsulele, și o să... Mamă, o să, bă, Rafaele. O să iei, ce, o să ieși direct din meci, dar răsulele, astăzi o să te dai bătut direct. Am aici masa și acum trebuie să mă ocup de tot. M-am ocupat de masă, de scaun și acum trebuie să mă ocup de monitor și de toate astea. Dar Răsile, tu ce faci acolo? Că... Băi, bă, stai că ceva nu iese bine, stai. Ce nu iese, mă, bine? Păi tu ce faci acolo? Spune-ne și nouă ce faci ca să... Păi fac o sabie de diamant, fac. Ce faci, mă, sabie de diamant? De unde faci tu sabie, mă? Da. De unde faci, mă, tu sabie? Ia, spune-ne și nouă. De unde ai tu sabie? Păi nu contează. Bă, ce sabie? Bă, ce sabie faci, mă? Bă, tu știi ce avem de făcut? Monitor. Ce? Trebuie să facem monitor, trebuie să facem calculator, trebuie să facem setup întreg. Bă, alo, 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 gașca, poliția, poliția. Ce poliție, mă? Bă, 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 ce poliție, mă? Păi facem monitor, nu pe monitor, nu avem mai teme. A. Ceva pe ecran. A, păi ești intrat în Minecraft pe monitor, vrei să zici, am înțeles, ok, da, ok. Eu fac, eu fac mai curbat, bine, sper că nu te iei după mine, dacă faci la fel ca mine, dar o să, nu. Dacă tu o să-l faci curbat, dar o să vezi ce se va întâmpla, adică o să pierzi toți banii până la urmă, că așa, bro, e. Bro, do you have a problem, bro, do you have a problem, ce, bă, dar Răsule, ai învățat engleză, mă, de când, da. Deci fii atent, dar Răsule, aici o să fac o chestie super tare. Băgăm aici în priză. Asta este priza, practic o să... În ce, bă, Rafaele, în ce? În priză. Bă, nu, bă, nu, bă, bă, ești nesimțit, de ce vii aici să-mi spargi astea? Bă, dar Răsule, nu mai sta cu invizibil, că mă supăr și... Ce ți-am spart, o să, bă, pierzi, o să pierzi. Bine, mă, nu mi-ai spart nimic, lasă că vedem. Aici cum să fac? Trebuie să fac... Băi, ce... eu mă chinui cu sabia mea și tu faci mișto de mine. Da, tot ce fac mișto, în fine, nu contează, dar Răsule, deci fii atent, acum o să fac... Gata, mă! Ce, bă, gata? A, nu, 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 ai terminat? Nu mai trebuie, ai zis, mai gata, trebuie. Nu mai faci nimic, gata, mă aștepți pe mine, gata. Nu, 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 nu. Păi e genial tot ce iese aici, procesul ăsta, toată chestia asta o fac eu. Bă, dar Răsule, trebuie să mă înscriu la arte, sincer, la modul cel mai serios cu... Ce, mă? Bă, dar arată prea bine, la modul cel mai serios, arată prea bine. Mamă, bă, ce fericit sunt că-l bat pe Rafael acum. Da, mă, da, de când, mă, bă, de unde, mă, și suntem patrioți până la capăt. Facem aici frumos roșu, galben și albastru. O să avem aici roșu, galben și albastru. Și trebuie să avem și niște butoane, dar Răsule, pentru că fără butoane, știi ce se întâmplă? Nu se întâmplă, da, absolut nimic, dar Răsule, fără butoane. Am uitat să fac monitorul, ăsta calculatorul. Toamne, păi și ce faci? Fă-l acum repede. Sau, a, stai acum că nu mai faci, nimic. Ai zis că nu mai faci, gata, ai terminat, așa e. Nu, nu, nu. Păi ce, mă, că ai zis că ai terminat? Bă, fii atent, eu am făcut aici, am făcut un monitor și mai fac un monitor în care citesc chat-ul și ar mai trebui să mai fac un monitor tot aici. Dar da, ce, bă, tu faci live? De fapt nu, sau bă, nu fac un ce, bă, nu, bă, de fapt, bă, e pentru YouTube, dar serio, cum ai setup-ul tu? Cum vrei să ai un setup? Eu îmi fac numai un calculator. Păi da, și eu îmi fac un calculator. Calculatorul face un calculator, dar ăla e monitor, dar serio, tu nu știi ce ăla? Încă n-ai învățat ce ăla monitor? Monitor. Păi, bă, eu mă încurc, ai, frate, suntem mai frați. Bine că recunoști, bă, bine că ai recunoscut în sfârșit. Bă, văd acolo o sabie, bă, dar o să zic, ce ai făcut, mă, ce e, mă, aia, bă, bă, doamne. Ce sabie, mă, așa, bă, fiate... las eu, mă. Unde, bă, bă, unde, bă, ce faci, mă, te faci pe tine, bă, dar o să le, cât mai stai, mamă, pe bune, deci fii atent, nu, hai, până stau eu aici să le prezint la lume, ce am făcut eu, dar o să le, tu te faci pe tine, da, am înțeles, okay. Ok. Deci ăsta așa arată scaunul, arată foarte frumos, nu știu, scrieți în comentarii dacă vă place scaunul meu, chiar îmi place, sincer, aici, e super genial. E foarte urât. Doamne, dar să taci că nu te-a întrebat nimeni pe tine. Așa, bună, aici avem o lampă foarte frumoasă care ne face lumină frumos și aici avem monitoarele, suntem românii cum ar veni cu toate astea, avem monitoarele, mouse-ul, tastatura și toate chestiile aici, firele. Și toate chestiile astea aici care duc în priza aceasta și aici avem calculatorul care este cel mai important pentru că fără acesta nu putem să avem alea. Adică aici este chestia, da, de DVD, dacă știți, de pe vremuri când înainte erau cu DVD, acum mai sunt, dar nu știu dacă mai sunt foarte multe calculatoare cu DVD, nu cu CD, cu dalea. Bine, mă, dar o să le taci, deci fii atent, taci, dar o să le odată. Uite, și aici dai start la ăsta, cum ar veni. Aici sunt chestiile astea tot așa rămâne. Aici avem să vedem cum arată interiorul, că am făcut interiorul și la calculator cum arată
totul ce se întâmplă aici la calculator, după cum puteți vedea, toate componentele și chestiile astea sunt, e un geam aici frumos pe partea aceasta. Aici în spate avem niște chestii, tot așa, unde mai băgăm noi niște alte chestii. Aici nu știu de ce e ăsta așa, dar îl recuperăm noi aici. Aici l-am închis de la buton din spate, cum ar veni practic calculatorul, și cam atât. E și este portabil, vedeți că are chestia aceasta, îl luați în mână, plecați că la drum n-avem niciun stres. Vă ce zici că ați luat valiza? Și astea sunt butoanele. Da, bă, dar Rusele, și eu am terminat, bă. Hai, mă, mai repede. Ce mai faci, mă, tu acolo? Că vine acum repede, dacă nu termin în 2 minute. Deci fii atent, îți mai dau termen 2 minute. Dacă nu termin, dar Rusele, gata, vin peste tine. Bă, lasă-mă, mă, tura aia, bă, dar Rusele, bă. Hai, hai, fii atent, fii atent. Bă, nu te uita, nu te uita. Te bat 100%, bă, n-ai cum să faci ceva mai șmecher decât al meu. E foarte șmecher, toată lumea vede și vede lumea și știe, dar Rusele, bă, lasă-mă, mă, tura, deci fii atent, dar Rusele, de data asta mergem. Bă, unde ești, mă? Bă, de ce dispar, mă? Bă, dar Rusele, fii atent. Vreau să mergem. Da, mai speriat. Hai să mergem prima oară la tine, că chiar sunt curios cum ai făcut, dar Rusele. Și de data asta mergem la tine și hai. 3 2 1 și bă, ce ai făcut, bă? Ce te-ai făcut pe tine aici, bă, uite ce picioare mici ai, mă, dar Rusele. Aolo, bă, doamne, cum arăți, dar Rusele, bă, ți-ai făcut și păr, mă, bă. Da, dar Rusele, păi norm, măcar aici să ai păr, bă, ce, mă, ăsta, mă, dar ia să văd și calculatorul și toate astea. Uite! Dar Rusele, bă, doamne, bă, ăsta e de pro la tine, mă, tu nu vezi câta masă ai și ăsta așa într-o parte, dar Rusele, nici simetric nu l-ai făcut din nou, dar Rusele, bă, na, hai să... Da, dacă îl făceai puțin mai așa, da, hai să zic, bă, ce-ai putea aici, te jucai Minecraft, ok, bă, bă, ce, bă, câte mai pui, câte mai pui, gata, nu mai pune nimic, gata, deci cam așa arată al tău, ia să văd și calculatorul aici, așa, bă, vezi că arată mișto ăsta, mamă, chiar arată mișto rău de tot, cred că ăsta arată mai mișto decât al meu, dar nu i-ai făcut, bă, dar i-ai făcut doar aia atâta, n-ai făcut și tu frumos ca mine cu gemules, cu toate alea, dar eu să le... Pentru, da, stai, vino, nu, bă, lasă-l, că nu văd din interior nimic, nu văd niciun geam, dar Rusele, deși atent. Chestia asta așa, dacă mă uit la calculatorul ăsta din față, îi dau nota 10, doar la calculatorul ăsta. Dar la setup-ul ăsta la tine, la care arăt foarte ciudat, dar Rusele, arăți... Vezi cum vorbești! Păi arăți foarte urât, dar Rusele, uite-te la tine cât de urât arăți, adică, de fapt, bă, nu, mă, e comic, că par, până la urmă nu ești tu ăsta, că nu seamănă cu tine, că tu n-ai păr, te-ți dau nota 7 așa, din milă, bă, din milă îți dau nota 7, pe bune. Ia, ce ai făcut? Ia uite și palmeu. Ce? Ia uite palmeu. Ce uite, îți place? Ia uite că ce fac. Cum adică? What the fuck? Ce mă? Ce sunt astea? Ce sunt? Butoane, tastatură, ce să fie? Stai cu România. Păi da, dar nu suntem români. Ia uite. Bă, da, uite-te puțin la asta, dar Rusele, tu ce ai făcut? Îți place ăsta, zic pe bune, ăsta îți place? Bă, Rafael, asta e o față, uite. Bă, mă sperie fața asta. Bă, dar Rusele, bă, dar Rusele, nu mai, bă, uite-te, bă. Bă, uite-te la seta, bă, și dă-i o notă, bă, și uite. Ce îți place? Bă, Rafael, ai făcut două note, de ochi noi aici. Bă, tot ciudată, uite-te, zic, îți place scaunul? Bă, scaunul, nota 10. Nota 10. Ia uite calculatorul ăsta. Ia, computerul, nota. Păi uite-te, bă, la e, bă, nici nu te-ai uitat, bă, uite-te pe aici, tu nici n-ai făcut așa ceva. Ia uite, vă componentele, se vede totul, dar Rusele. Nota 6 la asta. Na, bă, na, deci totul așa în general. Ia, ai, mamă, ăsta nota totală, nota 6 de trecere. Bă, nota normal, numai nota 6 de la tine. Bă, dar Rusele, de ce te-ai nu te dai să tu chiar sper că o să câștigi vreodată? Bă. Adică meciul trecut cu baza secretă probabil ai câștigat, adică la aia de pro, referindu-mă la aia de pro, probabil ai câștigat, dar tot Rusele, o să pierzi totul. Deci da, Rusele, cam atât a fost. Lăsăm lumea să decidă cine a făcut cel mai frumos, pentru că eu am făcut cel mai frumos 100%. Ce ai făcut? Mamă, de ce mi l-ai distrus? Băi, nesimțit. Mamă, du-te, mă, de aici, mă. Hai că nu mai fac niciodată. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificare pentru a fi la curent cu ce și când postez.